Auziți, putem să încheiem acest stream. Mulțumesc. Mulțumesc, mi-a făcut plăcere, guys. Astăzi cam atât a durat acest stream. Nu glumesc, îmi pare rău. Deci îmi pare rău. Efectiv, am dat și eu pentru prima dată, mi-am dat microfonul pe mut ca să nu se mai audă dublu muzica de pe fundal. Băi, și am uitat să-l iau de pe... Doamne ferește, în... Orice caz, ziceam bună seara și bine v-am găsit la primul stream majoră, guys. Nu, încă nu vine să cred, by the way. Și am zis că mi-a plăcut de Gabriel, că a zis că astăzi este ziua mea și fac ce vreau. Și am zis că da, mă, într-adevăr, astăzi este ziua mea și fac ce vreau, cea, deci pot să încep streamul la și 10. Glumesc, doar m-am bătut cu ring light-ul ăsta, că nu voia efectiv să găsesc o culoare. Am dat o culoare rece, cealaltă era prea caldă și am dat așa un mic 1v1 cu virgulă culorile. Nici acum nu știu ce are. Efectiv, cred că trebuie mai puțin. S-a dat peste cap și ring light-ul astăzi, jur. De ce ne trolezi? Mulțumesc, mulțumesc, Maria, mulțumesc. Mulțumesc, Eugen, Mihai, Ocapi, vă mulțumesc din suflet, Daniel, Diana, Mohamed, vă mulțumesc, guys, pentru toate urările frumoase și de pe Instagram și de pe Facebook. Chiar mi-am dat seama că dacă Facebook-ul nu ar exista, deci eu cred că până și familia mea uita, jur. Deci au fost membri ai familiei care au avut noroc că s-a dat notificarea aia pe Facebook. În caz că nu știați și nu aveți Facebook, acolo ți apare că astăzi este ziua de naștere a lui Teni Melissa, la la la, știi ce zic? Eu cred că majoritatea aveți Facebook, da. Și așa și-au adus și rudele mele aminte. Dar am fost surprinsă că unii abonați chat efectiv au ținut minte că e astăzi. Deci au ținut minte mai bine decât mine, mă jur. La mulți ani, eu le-am mulțumesc, Liviu, te pun, mulțumesc, Marian. Bună ziua, bună ziua, Cotoi, bună, Chiro, membru de 8 luni, la mulți ani frumoși, mulțumesc, mulțumesc, Mari. Mamă, 8 luni, Mari, what the fuck. Băi, chat, eu rămân surprinsă când îmi dați acest mesaj de la membri. Deci rămân surprinsă de câte luni s-au strâns. Deci chiar plăcut surprinsă, nu înțeleg când au trecut atât de repede, dar mulțumesc. Bună, Fabi, bună, Verei, și la mulți ani, Melissa, mulțumesc încă o dată, Verei, și te pup, mulțumesc din suflet că ai mi-a trimis acolo. Deci Verei și-a fost singurul care a trimis vocal, săracul s-a bâlbuit acolo la mulți ani, nu știu ție. Băi, a fost super, super drăguț, mulțumesc, Verei. Trebuie să te chefuiești bine acum un majorat forță, Melissa. Chat, eu v-am spus că weekendul acesta eu mi-am petrecut majoratul, doar că mie la ora 8 seara, 8 jumate, mie mi-era somn. Deci nu știu ce a fost cu mine. Efectiv, nu știu ce a fost cu mine, dar eu la ora 8 seara voiam să mă duc să dorm. Să le zic, bă, îmi pare rău, dragii mei invitați, dar știți, dacă mă scuzați și pe mine să trag 2 ore așa un pui de somn, ar fi perfect. Dar nu s-a putut, vă dați seama. Bună mesaj și la mulți ani, mulțumesc, da, Danilo, da, Danilo, era să-i zici, da, Daniel, nu știu de ce. Măcar nu am știut că e ziua ta, că tu uiți, îmi pare rău. Mă, chat, deci îmi pare rău că am uitat din ziua voastră, în caz că am uitat, îmi pare foarte rău. Eu abia țin minte când e ziua mea, așa că na. Mulțumesc, Alex, vă mulțumesc din suflet, băieți. Cine a zis primul la mulți ani? Chat, primul a fost Mihai, deci n-a fost nici mama, nici nimeni. Mihai la ora 04 mi-a dat mesaj cu la mulți ani. Deci mi-a zis și pe Insta și pe WhatsApp și pe Discord și pe YouTube, mi-a zis peste tot la mulți ani, băi, mulțumesc. Ce pe astăzi nu beau nimic ca driver. N-am băut nici de ziua mea. Eu sunt așa un om mai ciudat, băieți și fetelor. Eu n-am băut. Eu am băut suc. Și astăzi cred că am băut doar apă, așa că la mulți ani, multă sănătate și fericire alături de cei dragi, mult succes în tot ceea ce faci, mulțumesc din suflet, Cristal, mulțumesc, mi se pare că mi-ai zis și pe Insta, nu știu dacă în curvă, mulțumesc din suflet. Alo, noi ți-am zis să îmbătă... Băi, mă refeream astăzi, niții, mă refeream astăzi, stai liniștită. Noi, și cu cine trebuie. Păi da, de ce vrei să mă obligi să beau, ce ai, Doamne ferește. La mulți ani, să fii la fel de zâmbărață și nu o să ai nimic să te întristeze. Happy birthday, mulțumesc, Marian. Guys, deci jur că prietenii mei, efectiv, mi-au dat așa niște emoții sâmbătă la majoratul meu, ci că, mamă, Melissa, să vezi că acum ai 18 ani, vin responsabilități, și niște băieți pe Instagram spuneau chestia asta, că, mamă, să vezi, să nu știu ce... Da, ei, vreau să vă zic că, băi, eu înainte să fac 18 ani a fost un eveniment efectiv care, bă, mi-a dat viața total peste cap. Deci nu vreau să intru în acest amănunt, dar, bă, nici bine n-am împlinit 18 ani și
Și trebuia, mă, să dau eu dovadă de maturitate, cumva, cea. Trebuia să mă dea pe mine ceva peste cap. Deci a fost incredibil. Distracția nu stă în băutură. Corect. Foarte corect, foarte corect. Nu trebuie să bei ca să te distrezi. Mulțumesc, Emanuel, mulțumesc din suflet. Cu 2 de I, nu? Da, cu 2 I, să fii cu 2 I. E corect, Marian, e corect. Mamă, guys, sunt că 3 like-uri, să faci din acolo 50. Vine și calentul de, de șofer acum. Doamne ajută. Deci, Doamne ajută. Chat, în curând o să dau sala. Cred că mai am 4 ședințe. Dar și o să dau sala. Doamne ajută să în câteva luni să fiu o șoferiță. Poate așa ajung și eu la timp să fac live-uri. Poate și mai des, că na, traficul ăsta de la mine de aici e jale. Mulțumesc, Bogdan, mulțumesc din suflet. Oricum am făcut la chestionare, chat, eu fac. Deci cred că v-am zis, eu fac mai multe chestionare decât mănânc. Deci astăzi cred că am mâncat de 2 ori și cred că am făcut vreo 6 chestionare. Deci calculați voi. Vă las să calculați. Nu știu dacă am mai ratat ceva. Am dat de rank de la la Wingman, de la Lem, la MG. Mamă, băi, Ivory. Deci săracul mereu îmi dă mesaj, Ivory, că dă de rank. Băi, dar ce-ți pasă de rankul ăla? Mi se pare că și eu am MG, guys. În seara asta nu știu dacă îl facem MG2 sau dăm înapoi în DMG, Doamne ajută. Deci, Doamne ajută, vedem ce iese. Dar eu sper acum că DMG, oricum pe mine nu prea mă interesează, dar n-am. Fă un chestionar acum la început de live, păi ce vrei, să iasă toată lumea? Eu aș face, vorbesc serios. Eu aș face și când mă trezesc, așa că despre ce vorbim. Sper să nu ne vedem pe TikTok, că ești printr-un șanț. Mă, așa mă crezi? Așa mă crezi? Eu credeam că mai rău, chat. Eu credeam că mai rău, direct într-un copac. Glumesc, băi, glumesc. Încă o dată la mulți ani fericit pe la live. Mulțumesc din suflet, Marian, te pun. Mulțumesc că ai fost pe aici, mulțumesc pentru urare. Stai niște capi că nici Treia nu a reușit de carnet. Măi, de ce ești rău? What the fuck? De ce ești rău, Emanuel? Bună, Sparky! Salut! Bună, Fluche! Mulțumesc, Fluche. Mersi mult de tot. Guys, repet, nu știu dacă am ratat pe acolo vreun mesaj, ceva. Am încercat să răspund și pe Instagram la toate și sâmbătă și astăzi. Cred că am reușit să răspund tuturor. Vă mulțumesc mult de tot, guys, că ați ținut minte și n-ați uitat de ziua mea și sunteți aici alături de mine. Și anul trecut mi se pare că am făcut stream de ziua mea, dacă nu mă înșel, da, am făcut. Și nu pot să cred că a trecut un an, chat, efectiv, și încă sunt aici și încă fac stream de ziua mea și e efectiv genial. Vă mulțumesc din suflet și că faceți parte. Deci, odată cu vârsta asta, mi se pare că printre cele mai importante lucruri, îmi pare rău, am emoții, așa, este acest timp liber petrecut cu voi. Astăzi puteam să ies, puteam să fac orice, dar am zis că, bă, eu vreau să stau să fac live. Nu știu de ce, dar am simțit că, bă, eu vreau să stau să fac live, să petrec cu voi această zi. Nu știu la cât m-am născut, v-am zis, chiar nu știu, cred că după amiaza sau seara, dar nu contează, nu contează. Contează ora, că dacă știam ora, dădeam cu confeti atunci, dar na. Bună, bună, Cristi, bine te-am găsit. Noroc cu Mihai, că eu sincer uitasem. Băi, da, unii au uitat, unii nu, v-am zis. Inițial puteam să uit și eu, ok. Le-am înțeles, mulțumesc, Alexandru, te pup, welcome. Hai că e permisul repede că ești deșteaptă. Băi, la sală, da, chat, la sală, da. Acolo poți să zici că se bazează pe... pe cât ai învățat sau pe câte chestionare ai făcut. E, da, la traseu poți să ai și noroc, poți să ai și un mare, mare ghinion și să ți se bage unul în față, să stai în calea și, na, știți cum e. Acum, Doamne ajută, în orice caz. Mi se pare, sau te-ai tuns, m-am tuns de... din august, chiar când am venit eu din Turcia, m-am tuns, dar nu mai știu exact pe cât. La începutul lui septembrie, dacă nu mă șer, da, la începutul lui septembrie, deci au trecut... Nu, a trecut fix o lună, cam așa. Da, a mai crescut, în orice caz. Mi-a mai crescut părul de atunci. La mulți am bot? Mulțumesc. Mulțumesc, Ecstasy. Mulțumesc, Alex. Mulțumesc, Tabica. Vă pup, guys. Vă mulțumesc mult de tot. Hai să facem 100 de like-uri. Chat, fiți atenți. Dacă facem 100 de like-uri, eu o stres până la 100 de ani. Eu așa am pus acolo în sondaj. Deci, Doamne ajută. Dacă prind eu cred că dacă prind 60 de ani e bine. Dacă ajung până la 60 de ani, pot spune că sunt un om fericit. Acum am văzut că am membru de 2 luni, de 2 sau de 3? Mi se pare că
nu mai știu la ce, cred că 2 luni, într-adevăr, Cristi. Hai să jucăm imediat. Eu am dat 300 de 3 ori, de 2 ori am picat și a 3-a oară a fost cu noroc. Mi se pare că mi-ai spus chestia asta, Bogdan, dacă nu mă înșel. Mi se pare că mi-ai spus acum câteva... Acum câteva streamuri, dacă nu mă înșel. Mamă, băi, nu mai veni să vă înjurați acolo pe chat. Ferecapa, te rog frumos să te abții, ca așa ai făcut și pe streamul anterior. Dacă ai ceva de zis cuiva, jigniri și așa, spune-i, te rog frumos, în privat. Hai, Costă, de like-uri, chat. Mulțumesc, doamne, bună, Dorel, bine te-am găsit. Nu știu dacă veniți la mulți ani mai sus acolo, dar mulțumesc anticipat. Mamă, Ferecapa, baba, ați zburat, l-a trimis Ela la culcare. Bun, guys, astăzi putem să jucăm ce vreți voi. Eu m-am gândit să jucăm matchmaking. Nu știu de cât timp n-am mai făcut. Dacă vreți să ne jucăm altceva, eu mă joc. N-aș prefera astăzi 5v5, asta este tot. Dar dacă vreți să ne jucăm 1v1, 2v2, matchmaking, habar n-am, orice chestie pe CSGO, ori alt joc, eu sunt dispusă. Am zis că mare drag, am ratat. N-are nimic, am simțit eu așa, Dorel, că mi-ai zis. Bună, bună, Dan Marian, welcome. Așa, puțin pe bancă, puțin la col, săracu. Bună, Claudiu, salut. Deci, guys, punem un sondaj cu ce jucăm astăzi. Eu zic să punem un sondaj, ar fi perfect, fiți atenți. Deci, o să-l închid pe acesta cu like-urile. Nu uitați acolo de like, by the way. La mulți ani, mamă, Tulceanu, membru de 2 luni. Tulceanu, m-am tot ținut să-ți dau mesaj pe WhatsApp dacă ai rezolvat cu chestia la membru și am uitat. Iartă-mă, mulțumesc din suflet de orare și de membru în același timp și să-mi spui dacă ai rezolvat cu aia. Ce jucăm astăzi? Ia să vedem, dragilor, ce jucăm noi astăzi. Deci avem o dată matchmaking, avem o dată 2v2 și mai avem o dată 1v1. Mai există altceva pe Counter? Nu cred. Wingman, da, cine vrea să joace Wingman astăzi? Păi bune, chat, mulțumesc, Cristi, te pup, Cristi. Mulțumesc mult de tot. Sparg definitiv PC-ul. Băi, eu sper că nu se sparge nimic astăzi, chat. Maxim niște pahare, dar nu cazul meu. Hai să nu spargem PC-ul. Să ne trăiești la mulți ani. Mulțumesc, Cristi, mulțumesc din suflet. Mulțumesc, Adina. Băi, chat, înainte să încep stream-ul, deci au venit Adina, Ela, Diana și mai era încă o fată, dacă nu mă înșel. Deci îmi scap acum numele. În fine, au venit la pachet, chat. Deci efectiv erau acolo și au scris toate deodată la mulți ani, Melissa, te pup, nu știu ce. Era ceva gen, bă, asta a fost o coincidență, Adina, asta a fost o coincidență. Te pup și încă o dată, îți mulțumesc. Nu am rezolvat cu chestia aia, am dat și peste altă problemă în care te pe stream-ul îmi cer extras de cont. Sincron. Uite și pe Diana, băi, cât de drăguț, vă pup, fetelor, vă mulțumesc din suflet. Uite și pe Didi, te pup, Didi, ce mai faci? Tulceanu, jur că mie nu mi-au cerut ăștia la Type Stream extras de cont. Nu înțeleg, băi, deci săracul a fost cel mai ghinionist om, cea, deci cel mai ghinionist Tulceanu, i-au cerut o grămadă de chestii, mie nu mi-au cerut așa ceva, ori și-au schimbat ăștia politica, Tulceanu, ori habar nu am, dar dacă vrei vorbim și rezolvăm. Eu zic că jucăm matchmaking, dar văd că 62% ați votat matchmaking, dragilor, deci de ce nu m-aș mira, chat? Adică de ce avem numai stream-uri cu matchmaking? Wow! Pe bune! Nu, că nici eu nu știam ce naiba să fac astăzi, jur. Am scăfac aici, aduc baloane prin camere, dar m-am uitat și zic, bă, unde să pun baloanele? Le agăți de tavan, de perete, unde naiba să le mai pun și pe asta? Că nu se vedeau bine. Dar, na, next time, măcar de Revelion era să zic, Doamne ferește. De Halloween, chat, pică pe 30 dacă nu mă înșel. Duminica e perfect, s-ar putea să fiu și în vacanță. Deci e forță, eu cred că pe 30 nu mai dormim. Ne jucăm numai jocuri horror. Trebuie să joci și cu mine astăzi. Da, da, o să încerc, Alex. Săracu, se ține de vreo lună să jucăm împreună. Opa, și Meli Majoră, la mulți ani, bro, la mulți ani, bro. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc din suflet, Andrei. Mamă, băi, deci de câte ori îmi zice un băiat, bro, mă simt așa, mă simt puternică, ceaz. Mai am un pic și îmi cortez braț, ce vorbești? Neața, Coli, neața, hello, hello. Mulțumesc, Ivory, mulțumesc, te pup. Mă, chat, deci chiar ne jucăm matchmaking? Tot acolo?
tot acolo ajungem. Mă, deci vreau, nu vreau, tot matchmaking mă joc. Băi, ajutați-mă și pe mine, dați-mi și mie alte idei, chat. Oh, hello, la mulți ani, mulțumesc. Bismod, te pup, Bismod, salut. Să vine și permisul, zic. Mamă, chat, eu cred că voi sunteți mai nerăbdători decât mine să iau permisul. Deci cred că pe fiecare live mi-a pomenit cineva de permis. Nu vedeți că mâine, deci mâine după liceu, să vedeți aici azi la mine. Deci de la 2 la 3 jumate am condus, de la 4 jumate am meditații la matematică 2 ore și după nu știu ce mai fac. S-ar putea să ies puțin afară să mă recrez. Deci 4 ore de matematică, o oră jumate de condus, plus alte materii, eu zic că e suficient. Spune-mi că nu ai prieteni, că nu mai stau pe aici. Bă, nu știu ce aș putea să zic la chestia asta. Dacă vrei să stai, bine, dacă nu, iarăși bine. Eu n-am absolut nimic împotrivă, deci nu ești obligat. Neața Clau, cred că de 5 luni tot zic că îmi cumpăr Prime să jucăm. Da, da, Chris, țin minte că mi-ai spus cândva că o să jucăm împreună și că ții Prime. Și am spus că te aștept. Da, încă nu s-a întâmplat chestia asta. Car vlog după ce vine permisul, vă dați, mamă, vă dați seama, chat. Eu cred că o să-mi iau un Golf sau ceva, eu așa sper. De început, vă dați seama că nu o să-mi iau o mașină de-aia, ferească Dumnezeu. Mamă, și facem vloguri de acolo, nu știu dacă merge să filmez cu telefonul, dar o să facem, vă dați seama, din mașina mea bengoasă. Doamne, glumesc, vând Golf 4, perfect, îl cumpăr eu, Ivory. Dar după ce iau permisul, ca să fiu sigură că nu dau banii degeaba, chat. Dați și voi acolo un like să facem 80, drăguților. Ce mai arătat pe aici? Pam, pam, pam. Nu prea pot juca, că am direct șantier în cameră, dar încercăm. Am și că intru de 12 ore de noapte să trăiți. Oh my god, Sparky, te pup, Sparky. Serviciu ușor, nu știu dacă mai ești pe aici printre noi. Tam, tam, la mulți ani, mulțumesc, Adrian, te pup. Și mai aveam să răspund la ceva. A, la driver. Ce-i făcut în camera aia driver? De ce e șantier? Renove? Sau care-i ideea? Le-am înțeleg că sănătate. Mulțumesc, Cristi, te pupăcesc. Bine ai venit pe stream. Che pasa, che pasa. Cristi. Era să-i zic Chiro lui Cristi. Ce faci? Să scola o șampanie? La voi! Nu știu că nu știu să afară. Mulțumesc din suflet, Fox Lex, mersi din suflet de donație, de cadou, cum s-ar spune, te pup, îți mulțumesc mult de tot, Fox. Și mulțumesc și de urare, deci Fox mi-a dat mesaj în toate zilele cu la mulți ani, măi, apreciez. Băi, să știți că șampania Robbie Bubble, dar că acum fără mișto, chiar este foarte bună, chat. Deci mie cred că e șampania mea preferată, dar nu mă scoți, am zis doar așa ca fapt divers. La mulți ani, Majora, mulțumesc, Taken, ce faci, mai Taken? Te pupuiul meu, te scola, da, îți dai seama, mamă, chat. Ia vedeți că băieții aici știu vinuri de-astea mișto, ce vorbiți? Sincer, bună ziua, stimabilă doamnă, la mulți ani din nou, fie ca toate dorințele dumneatale să se îndeplinească. Ia auziți aici chat un mesaj elaborat, frumos, mulțumesc, Darius, cât de drăguț. Băi, deci eu am rămas șocată când am văzut acolo niște mici romane pe Instagram, că voi chiar v-ați rupt din timpul vostru să-mi scrieți mie acolo un mesaj. Băi, efectiv genial. Vă mulțumesc din suflet, mulțumesc, Darius, încă o dată te pup, băi. De obicei 5M ca disperat. O, mamă, te-i că tu încă nu te-ai lăsat de 5M? Serios? Oh my god. Te-i că joacă 5M de 3 luni în continuu. Sau cred că mai bine de 3 luni. Ia zi, domnișoară, jucăm. Măi, chat, eu aș fi vrut să jucăm altceva. Deci fiți atenți. Deci avem Phasmophobia. Avem așa, avem CSGO. Ce mai am? Forza Horizon. De acolo nu am, cum se zice, volan. Jocul ăla Mortuary Assistance, pe care l-am jucat acum o săptămână, dacă nu mă înșel. Și nu mai știu ce, eu nu mai știu ce jocuri am pe Steam, guys, serios acum. Hai să jucăm Phasmo. Mă, Phasmo, într-adevăr, e mișto că joci în 2-3 persoane. Mi se pare că în 3 persoane, dar partea nașmară la Phasmophobia e că cum îi zice, e cam boring, adică se tot repete situația. La Mortuary Assistance ai anumite, nu știu, scary-uri care apar de nicăieri, nu se repetă. Deci eu pot să dau de anumiți zombi, apar n-am fantome pe acolo și
Uite, te-i că dacă se joacă nu poate să dea de ei ceva în genul. Mi-amintesc că la un Teddy Arena, te rog frumos, ia mă, du-mă, hai de la Teddy. Dacă vrei, mă duc, aduc și un Pepsi de acolo din frigider și și ieși în scumpa mea. Hai pe forța, la mulți ani, iarăși te pup, mulțumesc, Ralu, mulțumesc din suflet, te pup, scumpo. CS, CS, am 1000 de ore în total pe 5M. Doamne ferește și apă. Ferească Dumnezeu. Mă, eu zic să ne jucăm CS și cred că rămâne matchmaking. Dacă 73% ați votat matchmaking și nu vreți 2v2 sau 1v1, oricum 2v2 am făcut live-ul trecut și am mers chiar ok. Și dar eu am o problemă. Băi, deci eu când termin, ca să vedeți și voi cum e YouTube-ul ăsta, deci eu când termin live-ul, spre exemplu, pe live-ul trecut de o oră jumate, am avut aproape 600 de vizionări. Și de obicei, cam într-o zi, două se mai strâng. Înainte eu așa făceam, nu știu, terminam cu 500 de vizionări și după se strângeau 600, 700, na, dacă apărea la recomandate. Băi, acum îmi scad. Deci e efectiv invers. Dacă am terminat cu 500, ajung la 250. Nu înțeleg de ce, gen, care-i problema, ce am făcut? Domnișoară, te scola, am vins spumant. Mulțumesc, Toma, de 15 lei acolo, te pup, băi, mulțumesc mult de tot, Toma. Mulțumesc, Raul, pentru subscribe. Hello, hello, welcome. La mulți ani, mulțumesc, Denis, mulțumesc mult de tot. Cum se scade, că nu are cum. Melissa, cum să n-ai cum și... Cum adică eu pe toate live-urile din ultimele 2-3 săptămâni mereu îmi scad vizualizările, guys. Mamă, mă simt ca aia, cum o chema? Cum o chema, mă? Floricica dansatoarea. Așa mă simțeați. Mă simt ca Floricica dansatoarea, că-i fură ăștia din vizualizări. Oh my god, băi. Deci o înțeleg perfect acum pe femeia asta. Bună, Alex, bună, bună. La mulți ani, mulțumesc, Cristina, te pup. Welcome, scumpo. Ce faci, Cristina? Bună, Swift, salut. Și n-am salutat. Bună, Ciprian. Bună, Alex. Ce pasă, Alex? Dă mai sus. Măi, eu ratez multe mesaje. La mulți ani, să ai parte de sănătate, fericire și zile senine. Mulțumesc din suflet, Swift. Mulțumesc din suflet. Te scol la un Mac de ziua ta, chat. Ieri am mâncat Mac. Deci după 3 săptămâni în care nu am mai mâncat Mac. Deci vă vine să credeți că eu, Tenny Melissa, n-am mâncat Mac 3 săptămâni? Mie nu-mi vine să cred. Așa și ieri am mâncat, vai, deci mă simțeam în al 9-lea cer. La mulți ani, apropo, ești fata după TikTok cu outfituri? Nu știu nicio fată pe TikTok cu outfituri, că dacă dați, a spune dacă sunt ea, dar nu. Într-adevăr, fac și eu TikTok din când în când. Astăzi, by the way, am postat un TikTok, dacă doriți să dați acolo un like. Așa, bun. Dar cu outfituri nu cred. Nu cred că am făcut până acum ceva. Depinde ce înțelegi tu prin asta. Eu zic că nu. Dar mulțumesc mult de tot de orare. La mulți ani, Melissa Majoră. Mulțumesc, Fabi. Bună, bună, Ben. Salut, salut. Ce ai, Cristina, acolo? Acum am trezit, tu ce faci? Mamă, Cristina, chat, de fapt am încercat să dorm și eu astăzi o oră jumătate, deci de la 4 până la 5 jumate, chat, îmi pusesem și eu alarma la 5 jumate, zic, mamă, dorm și eu, de-abia aștept. Ce credeți, chat? Cred că am adormit pe la 4 și 10 și m-am trezit la 4 jumate. Mi-a sunat telefonul, credeam că e alarma. Băi, deci mă simțeam ca în armată. M-am trezit așa super speriată. Zic, what the fuck, deja alarma, abia m-am culcat. Ce pui mi se întâmplă? Dar de fapt era soneria. Gen, mă suna cineva să-mi zică la mulți ani. Mi s-a părut super drăguț că m-a sunat persoana aceea și mi-a zis la mulți ani. Și până n-am mai adormit. Deci, cred că 15 minute de somn astăzi au fost... Au fost perfecte, Cristina, ce pot să zic. Înseamnă că am confundat? Da, Ionel, cred că ai confundat. Da, am și eu acolo un TikTok, dacă vrei să dai follow, e ok. Check Discord imediat. Stai că n-am Discord-ul. Unde a dispărut Discord-ul meu? Stați un pic să vedem ce a trimis Potion aici. Băi, ce drăguț, Potion. Dar să răspunsesem, Potion, ți-am răspuns pe server, dacă nu mă înșel. Mulțumesc din suflet, Porsche, te pup, băi. Și nici tu să nu te schimbi, rămâi aici moderatorul nostru, băi. Valentina, mulți ani sănătoși și fericiți, Meni, mulțumesc mult de domn Valentin. Nu știu dacă e Valentin pe care îl cunosc eu. Deci ai efectiv numele foarte nu ești Valentin. Nici Valentin pe care îl știu eu, dar mulțumesc mult de tot, Vali, te pup, băi. Hai că joacă Meli astăzi, dacă e, cred că să stăm doar la povești și atiu. Poți să și vorbești, știți că eu dacă vorbesc, dacă îmi dau drumul la goriță, vorbesc foarte mult.
Dar ne și jucăm promic astăzi, ne și jucăm, guys. Dar dacă vreți să vorbim și așa, eu m-aș bucura pentru că ce să ne jucăm în fiecare zi. Bună seara, cum te-am găsit, dar am venit să spun la mulți ani, m-aș jura fericit și drăguț, și drăguț. Mulțumesc din suflet, băi, apreciez, mai ales că abia ai venit, welcome. Sper să te simți bine pe aici, aici rămân, nici pe mormântul meu nu pleacă moderator. Mamă, cum a sunat asta. Băi, tu îți dai seama să... Mă simt prost să zic chestia asta, dar să scrie acolo Sportion, fost moderator la Teddy Melissa. What the fuck, Sportion, la cine am gândit? Doamne, ferește. Când jucăm jocuri horror, Emanuel, păi am jucat acum o săptămână jocuri horror. Astea de obicei aș vrea să le facă în weekend, guys, cu jocuri horror. Mi se pare că e mai mișto pentru că, na, în weekend majoritatea sunteți acasă și parcă altfel te uiți la un stream decât în cursul săptămânii, când mai ai și de gătit ceva, mai dai mâncare la copii, mai vrei să te joci și tu nu știu ce counter, adică înțelegeți ce vreau să zic, mai fac o temă. Deci, da, aș vrea să... Minecraft, oh my god! Aș vrea în weekend să facem chestia asta și următorul, cu siguranță, este pe 30 octombrie, guys. Mai sunt 19 zile, da, după matematica mea. Minecraft, da, m-am gândit să ne jucăm și Minecraft, guys. M-am gândit și la chestia asta. L-am instalat într-o seară și am zis că, mamă, mă joc, că facă drag. M-am băgat la culcare, efectiv. Zic, lasă că mă joc mâine. Ce are dacă mă joc eu mâine? Și nu m-am mai jucat. Imediat trebuie să plec că merg la Lidl. Dar trebuie să mă reîntorc până la 9, dacă mai ții. Cred că da, cred că da, până la 9, 9 și ceva, că mâine am liceu cu siguranță. Te reașteptăm și spun la cumpărături acolo. Mamă, ce s-a... ce s-a spamat? A spamat băiatul ăsta aici, Minecraft-ul lui, what the fuck? What the fuck? E prost sunt, era să te întreb câți ani ai după aceea. Mi-am dat seama că e live de majorat. N-are nimica, te înțeleg perfect și eu mai am momente de astea când pun niște întrebări absolut stupide, deci te înțeleg perfect, stai liniștit. Bă, ar fi ceva să mă întrebe cineva, da câți ani ai faci, da câți ani faci Melissa? Să zic 20. Na, mă, n-are mă nimica, case alea. Bă, știți cum e, măcar pe Minecraft să-mi iau și o casă. Că până o iau pe a mea, mai e. La mulți ani, mulțumesc, Alex, mulțumesc din suflet. Dar câți ani ai? Mă, Dina, eu cred că 20-21, cam așa, pe acolo. Nu, ceea ce v-am zis că fac 18 ani, dar cred că organismul meu efectiv se simte de 81. Deci la ce obosită sunt eu în ultima perioadă și la ora 8:30-9:00 mi se face somn, eu cred că fac invers, eu cred că fac 81. Și așa, pe tortul meu, numerele apăreau invers. Cumva eu vedeam tortul, nu știu, în fața mamei și vedeam 81, nu 18. Și zic, mă, mamă, dar mi-ai pus 81? Serios? Și nu, mamă, e 18. Zic, a, ok, m-am speriat. Câți 18 ani ai? Da. M-ați prins, chiar fac 18 ani. Chiar atâta fac. 21, vai ca mine. Mama, Dina, bă, perfect. O scot pe Adina la Teddy, ce vorbești? Cât de des să ți epilezi mustața? M-am uitat aici la întrebare. De ce ești trebuie să ajung, mă? Incredibil. Bă, vedeți că nu-mi crește nicio mustață. Stați liniștiți. Deci nu... știu că sunt fete sau femei. Mătușa mea, spre exemplu, ei crește aici. Are anumite fire de păr, dar nu sunt sesizabile sau așa. Dar nu, n-am problema asta. La mulți ani să fii sănătoasă, cea mai fericită. Ca ai toată viața înainte, mulți pupici, mulțumesc, Emil, mulțumesc din suflet și te pup, Emil, welcome! Băi, eu zilnic, mama Emanuel, îți iei zilnic? Îmi pare rău că dacă mănâncă cineva, jur, dar what the fuck, Emanuel? Bine, voi sunteți băieți, înțeleg chestia asta. Neața, câți ani faci, Meli? Ce, repet, fac 21, ce, de ce? Neața, ce faci, de ce, cum ești? E family friendly? Băi, eu una nu înjur sau ceva, adică niciodată n-am simțit nevoia să înjur pe live sau chestii de genul, da, eu, cum să zic, nu vorbesc urât, pentru că, na, mai sunt și copii pe aici și chestii de genul, dar am mai pățit să vină băieți în meci și să înjure sau așa, dar dacă e exagerat, într-adevăr, le fac observații că, băi, nu e ok totuși, adică nici să exagerăm la modul ăla.
face 20 de ani, e nu înjură. Mă, adică ce vrei să zici? Adică ce vrei să zici? Stați așa, eu înjur chat. Băi, nu, am avut momente pe stream când mi-a scăpat câte o chestie. Cred că la Mordor Resistance. Chat, eu n-am înjurat niciodată la CS, cred că pe live. Bă, am înjurat la joc horror. Și nu că am vrut eu, dar efectiv m-am speriat. Și mi-a părea oia în față și mă speriam, dar nu, n-am înjurat, exagerat, să o ferească Dumnezeu. Dar nu fac 23, la mulți ani Swift, doamne, mulți înainte Swift, mulți înainte voi. La ce facultate ziceai că ești? Faci deja 21, bravo, eu sunt mai mic, nu știu nimic. Mamă, ce, de ce mai micuț decât mine? Îți dai seama într-un alt univers, ce, de ce? Am murit când ai înjurat pe Discord, deci nu mai știu, nu mi-aduc aminte driver, dacă erai. De fapt, chiar nu știu. Erai pe Discord când mă jucam eu Mortal Assistant sau la altceva te referi? Bună seara și amunțeam, mulțumesc, bucati, te pup, minte chat, înjură de rupe. M-a prins Liviu chat, deci eu jur de nu se mai poate. Bă, ferească Dumnezeu, vedeți că se mai uită colegii de ale mamei la stream. Mi-a zis mama în seara asta că vezi că se uită nu știu cine la tine, că nu știu cum. Eu eram ceva genul, opa, ia să fiu mai atentă de acum, nu glumesc, chat, dar da, pare să mă uită și rude. La anul fac 16 ani, chiar sunt curioasă, fiți atenți, din 50 de persoane câți ani aveți, vreau să văd, dar acum pe bune, chiar sunt curioasă, facem așa o medie a vârstei de pe acest live. Distracție plăcută. La Lidl, parcă acolo ziceai că te duci sau spor, nu știu ce să zic. Meli își bagă toată ziua. Uite-l pe Muntix, bună, Muntix. Tanti Meli, mă face Tanti Meli. Băi, Muntix, deci când mi-ai zis să am grijă că fac 18 ani, deci cred că ai copit, jur, deci ai copit. A fost cea mai proastă experiență a mea în zilele trecute, mă jur. Eu am 12 ani, deci avem 12, 22, 22, 14 jumate. Liviu n-are 14 jumate, chat, vă minte. Dar, anyway, 21, 18, 20. Mă, Cristi, nici tu nu ai 20, noroc că vă cunosc, altfel chiar m-ați minți. Cristi are mai puțin, nici știu eu, acum, na. 16, 18, 18, 27... 16, 9. Ai că are chiro al meu nou, dacă e. Repet, bine că vă cunosc. 21 aici, Liviu. Uite, deci Adina și Liviu au aceeași vârstă, efectiv. Eu am 31, nici Muntix n-are 31. Bă, dar de ce mă minți așa? De ce vreți să dați bully? What the fuck? Bă, chiar vreau să fac o medie de vârstă, că nu m-am uitat în YouTube, YouTube Studio lunile astea ce medie de vârstă am în comunitate. La anul fac 16. Uite, 71, nu cred că are Don aici 71, dar anyway, 27, 16, ăștia cu 21 suntem bătrâni, 6 jumate, da, eu cred că media aici, pe acest live e de 16, 20 și ceva, 16, 20 și ceva, n-are nimic acea, le avem pe toate aici, efectiv, avem toate vârstele, mulți înainte tuturor, guys, eu am 15, mai devreme ai zis 16, că e ok. Da, pe acolo suntem, în orice caz. Liviu, ce a zis Liviu? Ia să vedem. Cine crezi că pune vârsta adevărată? Mulțumesc de subscribe, Marius Emilian, te pup, welcome! Mersa să te uiți pe... Ha? Pe aburi? What? Ce zici acolo, ce, de ce? n-am văzut. A, pe YouTube am direct 39 de ani. Da, mă, eu m-am uitat, cred că de vreo 2 ore acolo. Eram curioasă cam ce vârstă am în comunitate. Și vă dați seama că apăreau de la 18 plus. Și zic, bă, stai așa că degeaba mă uit eu la vârstă. Pentru că automat niciun copil nu-și pune acolo că, bă, am 12 ani. Că altfel nu-și mai lasă să, nu-și mai lasă să-și facă cont de YouTube din ce știu eu. Nu știu dacă așa e, că mi-am făcut acum mult timp contul de YouTube. Deci... deci da, de-aia și apare. Și v-am întrebat aici pe stream câți ani aveți. Dar dacă ați dat bully și nu mi-ați spus, asta este. Tu cât aveai? Parcă tot 21, ca mine Swift are 22. A zis mai sus. O murit Doruana. Cine-i Doruana? Îmi spune și mie, dacă îmi spune și mie. Ia domnul, că gau Doruana. Cine e? E actor? A, dar știu pe omul ăsta, doar că nu știam cum îl cheamă. L-am mai văzut.
parcă pe TikTok, dacă nu mă înșel, mi-a apărut ceva cu el. Bă, nu m-am uitat prea mult la el, dar Dumnezeu să-l ierte. Eu am contul de YouTube de la vârsta de 12 ani. Păi și nu ți-ai pus 12 ani, asta ziceam, că ți-ai pus 18, cel mai probabil, că, na, ca să ai și tu YouTube, vorba aia. ești frumoasă, mulțumesc, Blaze, mulțumesc din suflet. Ce am mai arătat pe aici? Bam, 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 mai sus. Nu înțeleg ce zice, de ce, nu înțeleg ce spui, nu înțeleg la ce te referi. Deci ori nu-mi dau eu seama și sunt fraieră în acest moment, ori chiar nu știu la ce te referi, efectiv. Și atât, poate spune și mie la cineva la ce se referă? Ce aburi, bă, ce, la ce se referă, ce, de ce, ce aburi, ce, de ce, aburi. Eu am auzit de chestia asta doar aburi aceea de la baie, cea care se formează când îți faci baia, atât, nu înțeleg. I-am pus data de naștere a lui fratele meu, că e mai mare cu 5 ani. Da. Păi, mă trolează, jur. Ce, de ce eu cred că... cred că ai băut apiță stricată, jur. Vrei niște apiță de la mine, ce, de ce? Bună, bună, Mazi, mulțumesc din suflet, Mazi, încă o dată. Te pup, scumpă, ce faci? Uite-o și pe Aghina aici. 37 de ani, mă simt ca la 24. De ce ca la 24 și nu ca la 20, Emil? Spune-mi de ce. De ce 24? Ce, de ce? Uite cum am terminat de împachetat PC-ul. Am văzut, Mazi, că ai construit acolo un PC. Parcă e la lui Sparky, dacă nu mă înșel. Dar n-am apucat să stau mult. Că tu faci, ți-am spus, tu faci după amiază. Eu la ora aia sunt plecată mereu. Deci absolut mereu, ori dorm. Am intrat, am dat like și am ieșit. Bună, NDR! Mamă, de când nu l-am mai văzut pe NDR? Ce faci, băi? Ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. Cum era melodia aia, chat? Cum era, gen, refrenul, că ăsta mi-e aduc aminte versul ăsta, dar tot refrenul vreau să-l aud. Alu Spaz. A, da, Sparky a fost mai devreme aici pe chat. Mereu încurc chat pe Spaz și Sparky. De fapt, Mazila, că cred că doar ea îi cunoaște, dar efectiv eu mereu încurc pe băieții aceștia. Tânără, vreau mereu să fiu. Să trăiesc așa cum știu, așa era, uite, știe Liviu. Băi, eu cred că nu e nicio melodie pe care Liviu să nu o știe, chat. Eu cred că le știe pe toate, de la manele la, nu știu, hai, populare nu, dar astea pop și așa și vechi, el le știe pe toate. La mulți ani, multă sănătate, mi s-a mulțumit din suflet, Raul, te pup! Mulțumesc mult de tot! Îmi aștept permisul și eu la fel, și eu la fel. Doamne ajută, nu trebuie să luăm amândoi cu brio. Las cu la muncă, vezi că știu băieții melodia. Dar băi, știu până și băieții de 16-17 ani și nu știu eu, chat. Vă dați seama? Sunt numărul 1 pe populară. Nu te credem, Liviu, nu te credem până nu vedem. Care 20 de ani fără griji și fără bani. A zis fără griji acolo. Ce amuzam, fără griji și fără bani. What the fuck? Pentru că la 24 de ani mi-am făcut de cap și abia la vârsta aia am început să mă maturizez cu adevărat. Între 19 și 24 a fost cea mai ok perioadă pentru mine. Da, știți vorba aia, băieții se maturizează mai greu, chat. Nu știu dacă este adevărat, dacă îmi puteți spune voi, băieții, chestia asta. Mă rog, și fetele, dacă băieții chiar se maturizează mai greu decât noi, chiar sunt curioasă. Serviciu și Oradina și mulțumesc mult de tot, scumpă, de urări, te pup. Cine ți-a zis? Nu mi-a spus nimeni, doar am mai auzit și o vorba asta, așa, din bătrân, cum s-ar spune. Pe TikTok, pe... na. Pe TikTok-ul la modul cel mai serios ne cam distruge mintea. Te-a mințit. Liviu, mereu o să zică chestia asta. N-am luat nădără, mai am... mâine este a 12-a ședință. Deci mai am 4 ședințe și după o să mă programez la sală. Dar o să mai stau o săptămână în care fac chestionare mai multe decât acum și după. Ca să fiu sigură. Mai greu și mai târziu. De ce dai bully la noi? Dar n-am dat eu, guys. Eu doar am spus ce am auzit, n-am spus că este adevărat. Deci nu-mi săriți mie în cap, ok? Mulțumesc. Bună, la mulți ani, mulțumesc, Daniela, te pup, scumpo, mulțumesc mult. Depinde de persoană, unii se maturizează mai ușor, unii mai greu. Bă, driver a zis cel mai bine, jur. Deci driver a zis cea mai bună chestie. Bravo, driver, felicitări, ai aplauzele mele. Da, chiar depinde de persoană, chat. Deci această vorbă speculată nu este adevărată, concluzie.
este la 2 km față de mine și vrea să facem lucruri indecente. Nu, nu, nu. Femeile sunt temporare, iar calculatorul este etern. Păi sunt, sunt de acord cu ultima parte. Calculatorul este temporar în orice caz. Aici are dreptate, dar cu prima parte nu. Guys, am văzut un TikTok astăzi pe Foriu. Nu mai știu cum era, spune-mi că ești nu știu ce fără să-mi spui că ești. Chiar nu mai știu, dar eu m-am gândit să vă întreb chestia asta. Să-mi spuneți că voi vă jucați Counter, dar fără să-mi spuneți efectiv că vă jucați Counter. Știu că e ciudată întrebarea asta sau ceea ce vă cer, dar nu știu, să nu formulați ceva în genul eu sunt jucător de Counter sau eu m-am jucat CS1-6 sau habar n-am, ceva în genul ăsta. Nu, să n-aveți cuvântul Counter-Strike sau CS sau un propoziție. Dau flash, da, exact. Cine știe, cunoaște Imogen, Găuraș Biblie. Și asta nu dură bun, asta. Headshot. Da, și asta merge Emil. Mă duc să fac elo, bun asta. Să, stai ce? S-a mai dus un monitor, asta, chat, asta vreau să aud, asta vreau să aud. Ieși la un date pe DAS 2, bună și asta. Mamă, bă, bă, uite că v-ați prins la ce mă, la ce mă refer. Monster Kill, asta nu înțeleg eu, Swift. Nu știu dacă a fost vreo replică sau ceva, sau I don't know, și nu sunt eu la curent, dar eu nu înțeleg. Sunt pe drum către pire. Băi, eu zic să te duci acolo la Lidl, să nu mai scrii. Mulțumesc de subscribe, Mițen, cred, mulțumesc mult de tot, welcome. Să nu mai scrii în timp ce conduci sau ești pe drum, că nu e ok. Și eu mai am prost obicei chat de a scrie mesaje când cobor scările sau traversez strada sau chestii în genul. Și vă dați seama, se uită șoferii aia atât de urât la mine, mai și clacționează, ai că stai pe telefon. Sau mai să-mi rup câte un picior pe scări, adică chiar, chiar nu e ok. Joi mă duc cu mașina la școală, vai, baftă, nu dură, baftă, baftă, multă. Pentru CSGO, da, nu pot să citesc asta, n-am permis EBI, dau de permis foarte curând luna asta. Conduc de la 12 ani și am prost obicei să scriu când conduc. Bă, ăsta e next level, el poate scrie atât de bine, Liviu să dea mesaje când conduce, măi. O frăgitură din găinile de pe Inferno. Și asta e bună, Tulceanu, da, și asta merge. Da, mamă, cât de... Uitați-vă la Tulceanu cât de departe chat s-a dus, fripturi. Mamă, ce sadic, săracile găini, chat, doamne. Doamne, ferește. Bună seara, bună, bună, Cătă, te pup. Eu scriu fără să mă uit. Băi, da, sunt persoane chat care scriu, măi, și pe tastatură și pe telefon, fără să uite la tastatură. Și eu nu înțeleg. Mica donțoară, de majoritate la mine la 18 ani. Stai un pic că n-am văzut toată donația. Înapoi, înapoi, înapoi. Să ai grijă la 18 ani pentru că răspunzi de toate. Zic din experiență, mulțumesc din suflet. Raul, de 25 de euro. Mamă, s-a dus găul ăla, l-a umplut pe tot, Raul. Îți mulțumesc din suflet, băi, te pup. Ce ai vreau să văd acolo? Un mare, mare respect pentru Raul. Și a mai donat cineva înainte, chat. Va juca de câte ori donează cineva, să ia un membru sau să dați acolo niște inimioare, că așa e frumos. Mulțumesc din suflet. Și da, știu că de acum răspunde propriile mele acțiuni și dacă bușesc vreo mașină și toate, toate cele. Deci nu puneți emoții, vă rog frumos, pe mine, că deja am. Mulțumesc de subscribe, Mario, welcome. Respect Craul. Asta vreau să văd, drăguților. Încă 10 like-uri, incredibil, să facem acolo 150. Sunt cumva fantomă? Strawberry, iată-mă, mă uitam aici, dar mă uitam doar la ce a scris, la ce a scris Raul, m-am pus pauză. Ce faci, Strawberry? Te pup, scumpo. Mă duc să mă joc un baiter. Măi, asta nu merge la ce v-am spus eu, să-mi spuneți că vă jucați Counter fără să-mi spuneți că vă jucați Counter. Pentru că baiterii pot fi și pe alte jocuri, chat. Deci replica asta nu prea merge. Să nu intri la pușcărie. Ferească, vă dați seama, nici bine în prima săptămână la 18 ani intru la pușcărie. Bateți în lemn, chat. Doamne, ferește. Ai dat raș pe B, că îți duc dorul în A. Ia auzise aici, ci că ai dat raș în B, că îți duc dorul pe A. What the fuck? Bai, bă, că pe asta n-am auzit-o, măi. N-am auzit-o, jur, e bună, rău de tot. Mi-am făcut suport de mouse în perete.
E clar. Cred că s-a dus mouse-ul lui Driver. Așa repede uite cine zice, n-am uitat Foxex, iartă-mă, sunt foarte amețită în ultima perioadă chat, deci n-are treabă cu chestia asta, mulțumesc încă o dată Fox și scuze. La mulți ani, mulțumesc, eu nu îți te pup, ești din București, Radu, da, sunt din București. 24 de ore la răcorică nu e atât de rău, cât zic alții, dar un... da, 24 de ore, dar să spunem că... Cea, de ce vorbim de pușcărie? Am și o întrebare, de ce vorbim de pușcărie? Așa rămă urâți, vreți să ajung la pușcărie? Doamne, iartă-mă! Doamne, da, 24 de ore... mai mult! La mulți ani, tranziția asta așa cum explodează de aici, dar eu o ador. Vă mulțumesc din suflet, guys, pentru toate donațiile. Uite și pe George cu subscribe, te pup, George, și welcome. Guys, iară spam-ul cu inimioare. Te-am ieșit prima ta șampanie. N-am băut. Mulțumesc de subscribe încă o dată, guys, vă pup. N-am băut. Singura chestie pe care am băut-o la majoratul meu din weekend a fost lichior, dar am gustat puțin. V-am zis eu, lichiorul e cu ciocolată, chat. Și eu sunt nebunită după dulciuri. Și am zis că, bă, hai, de la majoratul meu să iau și acolo un pic să gust din lichior. Dar nu m-am îmbătat, n-am făcut, nu, stați liniștiți. Am fost un copil cu minte, chat. Ia să vedem ce a zis Cristi aici cu replicile lui bune. Ești cumva flash că m-ai orbit cu iubirea ta. Mergea cu frumusețea ta aici. Deci dacă ești la început, trebuie să-i spui cu frumusețea. Că na, iubirea de unde, vă dați seama. Dar foarte bună asta. Eu am 18 ani și de 8 luni numai de 3 ori la poliție până am ajuns în plan normal de revelion. Wow. Wow. Băi, chat, haideți să... Eu deja mă speriați. Deci băiatul ăsta în 8 luni deja s-a dus de 3 ori la poliție. Doamne ferească Dumnezeu. Bă, eu mă gândesc așa, că dacă până acum nu i-am făcut nicio problemă mamei, nici de acum încolo nu o să-mi fac eu mie. Corect? Corect cea sau nu-i corect? Eu așa zic. Am gustat odată o gură, dar din aia foarte bună, foarte mică. Da, depinde foarte mult și de lichior, într-adevăr. Depinde mult de toate. La mulți ani, mulțumesc, proiecte, mulțumesc din suflet. Ai timp să faci? Liviu. Trebuie să mă sperie el, mă. Trebuie să mă sperie Liviu. Că na. Mama, iar au venit. Doamne ferește, iar au venit ăștia aici cu spam-ul. A vrut să-mi scadă nota la purtare. De ce? Ce-ai făcut? Hai să privim apusul de pe blocul de pe Vertigo. Există un apus acolo la bloc și nu știu eu. Polaru, mulțumesc de subscribe. Welcome, Polaru. Ce, de ce există acolo un apus și eu nu l-am văzut? Adică, what do you mean? Mie îmi place cel mai mult Vertigo și nu știam că e un apus. Bravo, mă, Melissa. Gata, ai apărut acum Polaru. Ai apărut acum. Alertele să știi că merg. Doar dacă ai tu subscribere pe privat, nu apar. Nevermind, welcome, Polaru, te pupăm. Da, păi îți dai seama, trebuia să vină Olteanu să zică ceva. În fine, trecem mai departe. Lasă că sunt alții care nu au 18 ani și au fost pe acolo. Mă, și asta e corect. Dar la poliție, la 18 ani, eu știu că nu. Eu știu că îți cheamă părinții dacă e ceva. Nu e, dar nu se mai face și noaptea? Habar nu am Foxex, habar n-am pe Vertigo. Eu chiar nu știam de chestia asta. Dar, în orice caz, replica e bună. Ce-ți place cel mai mult, Meli? Vertigo? Da, ce? De ce îmi place Vertigo? Știu că ție nu-ți place, știu că o urăști, dar chiar sunt curioasă care e harta ta preferată, ce de ce, ca să știu să o pun și eu cândva. Mulțumesc, Polaru, te pup, băi. Nu lasă că e fain, eu am fost sus la masca și am tras cu arma. Doamne, chat, știți cât am așteptat să fac 18 ani să merg acolo în poligon, chat, efectiv să trag și eu cu arma. Deci asta o să fie următoarea chestie pe care o fac. Deci ca idee, bine că mi-ai adus aminte, Alex, asta o să fac, chat. Foarte, foarte, foarte bună ideea. Lasă că sunt alții de 22 și ei nu au fost pe acolo. Ei zic copii cu minți. Dar haideți să nu mai vorbim de poliție, serios, acum. Că eu cică mă fac sub ofițer, mă duc la poliție, mă dați seama și... Da, așa, eu sper că asta este singurul mod în care o să ajung la poliție. Nu arestată. Mie tot azi mi este ziua la mulți ani, Polaru! Dacă chiar astăzi este ziua ta, wow, la mulți ani.
să filmezi, da, clar, chat, o să vedeți acolo la story sau cred că punem un videoclip. Repede, nu știu dacă merge să filmezi cu telefonul și să pui pe YouTube, eu știu că merge, am auzit că merge, facem de acolo un vlog mișto. Dar mi-aș dori foarte mult să-mi iau o cameră, guys, cu care să postăm din când în când videoclipuri, când nu fac live. Dar uneori sunt ceva gen, ok, ții cameră și ce idei faci? Că uneori abia am idei de a face live, adică, na, mă înțelegeți. Eu sunt român, îmi plac chestiile de români, miraj. Da, într-adevăr, corect. Dar și miraj îmi place, ce de ce. De-aspa zi, este ziua mea. Go, go. Hero, dacă le faci sub un ofițer... Dacă te faci sub ofițer, poate o să trec și eu mai des. Să sperăm că nu, chat, să sperăm că nu. Eu sper să mă fac sub ofițer, dar să nu vă arestez și așa. Mulțumesc, Spazi, la mulți ani! Mulțumesc mult de tot, chiar mai devreme vorbeam de tine, Spazi. Intrase Mazi și am zis că ți-a făcut PC-ul acolo. Eu am jucat chestia în viața reală în poligon. Mamă, cât de mișto. Chat, vă dați seama cât de mișto? What the fuck, proiecte? Deci vreau și eu. Măcar să mă duc să trag cu arma acolo, chat. Asta mi-aș dori. Meli a zis ziua de povești. A plecat și sunt din program. Chat, deci jur că atunci când povestim și noi și e tot ok și avem mai multe subiecte, eu înțeleg că vreți să și jucați, dar nu mereu facem chestia asta și v-aș ruga să nu spamați mereu cu chestia asta sau nu spuneți că hai să jucăm, hai să jucăm, că dacă ne uităm la mine pe canal, eu doar CSGO am și vă dați seama că uneori mai vreau să stăm și doar să povestim. Deci, na. La mulți ani, mulțumesc, studio, mulțumesc din suflet. 2 luni, pardon, stai că n-am văzut. A dat domnul să-mi fac și o PC-ul după 2 luni de ghinion. Dar ce-ai pățit la PC Spaz? Sau te referi că ai așteptat mult? Salut, ești tu de la TO10U, atunci când ți-a... Nu pot să cred, Alex, băi! Băi, chiar, eu jur că încă sunt uimită. Că mai sunt persoane care chiar țin minte. Uite, spre exemplu, Alex, wow! Bine ai revenit, Alex. Băi, vreau să vă zic o chestie. Sâmbătă am primit un videoclip cu TO10U spunându-mi la mulți ani. A fost cineva de acolo care l-a rugat pe TO10U să trimită un videoclip zicând chestia asta. Vă dați seama că nu știa persoana efectivă care i-ai trimite sau așa. Dar a fost o urare super drăguță și eu chiar îl îndrăgesc. Adică mă uit la videoclipul lui, videoclipurile lui și mi se pare super, super funny om și super de treabă. Și chiar a fost așa super drăguț, jur. Eu am fost la Teo pe live și țin minte. Wow. Băi, jur că sunt uimită ca să nu minte. Dar mă bucur că ați mai rămas, să știți. Mi-a pușcat sursa și placa video. Mamă, Spazi, ferească Dumnezeu. Deci asta ar fi chestia pe care chiar nu mi-aș dori eu. Cred că am PC-ul ăsta de un an și ceva. Da, un an și câteva luni. Și n-am avut până acum nicio problemă, Spazi. Deci mă bucur că acum ai PC. Mi-a dat un obilă în cap cu un AK-47 și m-a luat tot cheful. Bă, vă dați seama că noi ne tiltăm la Counter în CS, efectiv. Dar să te mai joci Counter în viața reală să-ți dea una în cap. Doamne, păi atunci chiar că te tiltezi de tot. Adică, despre ce vorbim? Polarul, da, dar nu acum, nu astăzi. Dacă dorești în altă zi, cu drag. Mulțumesc, Panciu, te pup, Panciu, welcome. Ce faci, Panciu? Ai face reacții la un clip dacă ți-ai dat link, Meli? Guys, da, dacă vrei să facem și reacții, dar acum depinde și cu ce videoclipul. Aș vrea să fie ceva funny, dacă aveți de preferat, să râdem împreună, ar fi super, super tare. M-am trezit. De ce toată lumea se trezește la ora asta? Eu am dormit 10 minute astăzi, efectiv, vreau și eu să dorm. Deci cred că diseară pic în patul ăsta de nu mai pot. La 9:30 cred că sunt dus, chat. Și eu tot de la Teo sunt. Serios, Chiro, de atunci ești? Mi se pare că tu ai venit după o lună sau ceva, sau atunci te-am văzut eu în chat. Habar nu am. Și Mihai era de acolo de la el, țin minte. I-am intrat doar să zic la mulți ani, te las că merg la muncă, serviciu și Spaz. Mulțumesc din suflet și să stăpânești sănătos PC-ul. Mulțumesc, mulțumesc mult de tot. E o piesă de unui prieten, dacă ai vrea să faci reacție, poți să-mi trimiți pe Discord. Și dacă avem timp astăzi, cu drag. O să încerc. Stai, nu ca ai ca...
cască, cred că voiai să zici, și nu simți nimic. Da, normal că ai cască, că doar nu te lăsa cu... Nu-mi imagineam că te lasă așa cu capul efectiv gol, să-ți tragă unul un glonț în cap, să nu mai știi ce-i cu tine. Eventual după să te mai duci și pe la spital să faci o vizită acolo. Nu mă gândeam la chestia asta, dar... Na, mă refeream strict la tilt, că te tiltează sau că îți face nervi. Știți că nu, dacă ne bate cineva în cantor, ciao, ciao. Mai ales la noi, la români, s-a terminat cu ăla. Când stai și frești nopțile, te culci la 1, 2, 3. Vine o zi în care se adună toate și vrei să dormi. Da, te cred, Panciu. Te cred. Efectiv, da. Dar știi că nu e ok totuși să te culci la orele alea. Adică lucrezi de noapte sau care e ideea? Sau vrei tu să te culci la 1, 2? Mamă, ferească Dumnezeu al săi băieții pe... pe băiatul ăla. Aș vrea să stau, dar plec la o înmormântare. Wow. Îmi pare rău să aud asta, Polar. Și la mulți ani încă o dată, dacă este ziua ta. Eu eram în tricou și cască, să vezi ce vânătăi am. Mamă. Băi, dacă o să mă duc vreodată la asta proiecte, bine că mi-ai spus, o să-mi iau direct costum pe mine. Mi-au... Cert, am o geacă de 4 kg, cred că are geaca aia, efectiv, o să o iau pe mine. Bine că nu n-am aruncat-o, nu i-am făcut nimic, e atât de groasă geaca aia, deci dacă o iei pe aia la minus... mulțumesc de subscribe, by the way. Dacă iei geaca aia pe tine iarna, cred că și la minus 10 grade nu simți nimic aceat. Deci poți să iei geaca aia și pe frigul bobotezei ceas. Welcome, Alexandru, te pup. Mergeu are un perete negru într-o cameră albă. Păi depinde ce vrei să faci. Mulțumesc de subscribe, băieți. Vă pup. Depinde ce vrei să pui pe peretele ăla, driver. Depinde foarte mult. Și de mobile și de mai multe chestii. Nu... Stau și mă joc că e perioada de nostalgie. Dar nu e ok, Panciu. Mamă, eu în vară stăteam așa, guys. Deci, nu știu dacă și voi erați așa, dar în vacanța de vară, la început, stăteam până la 2-3, dormeam toată ziua. Abia dacă mai apucam să fac ceva după. Și cam așa se ducea ziua mea. Dar până la urmă am zis prin august că, bă, nu e ok, totuși, hai să mai mergem și noi la sală, să mai facem și noi ceva, că pierdem toată ziua. Și nu e ok. Perete gol negru, ca un green screen, dar negru. Efectiv, un perete negru și să nu pui niciun tablou, nimic acolo? Păi, nu cred că ar arăta tocmai ok. Acum nu știu ce să zic. Depinde. Na, nu știu, eu n-am imaginat și n-arăta tocmai ok, dar n-am. Depinde cum vrei tu, trebuie să-ți placă ție, driver. Nu știe dacă se potrivește. Dacă pun un 1050 lângă un 2000, abar nu am chat. Deci eu cu componentele de PC, nu. Nu, eu pot să vă zic doar de calculatorul meu că e super ok. Dacă vreți să faceți combinația aceea dintre placa mea video și procesor, Intel am eu și e super ok. Dar alte componente sau așa, nu. Și de ce să vă mint? Că na, nu e ok. Eu știu că nu e ok, dar sunt și mai nocturn de fel. Da, buvniță, Panciu. Eu așa spun, buvniță. N-are nimic ca pasăre de noapte, e perfect. Mulțumesc de subscribe, George. Nu știu dacă e același George de mai devreme, dar mulțu. La mulți ani, Melissa, încercarea treia. Mulțumesc, Mauro. Mulțumesc mult de tot, Mauro. Nu te-am văzut, jur, îmi pare rău. Dar îți mulțumesc mult de tot. Dar mi se pare că îmi scrisese și pe Insta și am încercat să... Să răspund acolo, ia stați așa. E bine, stați așa. Bă, chat, eu când v-am spus că mănânc doar pui cu cartofi, voi nu m-ați crezut, mi-a dat mama efectiv mesaj să mă întrebe ce face cu puiul, cum îl gătește. Zic eu, păi cum poți să-l gătești, cum ai gătit și până acum puiul ăla? Deci numai pui cu cartofi am mâncat, jur, eu doar atâta mănânc. La mulți ani, mulțumesc, Nicuțu, mulțumesc mult de tot, mulțumesc, Tiberiu, vă mulțumesc din suflet de urări, guys, hello, Tiberiu. La mulți, mulți anișori, Melișuc. Mamă, ce drăguț, hai că asta e nou, Ken cu Melișuc, mulțumesc, băi, te pup. Chat, îmi place, Ken, vezi că îmi place acest alint, cred, între ghilimele, chiar e super tare. Să le cer grenade cu vopsea, să vezi ce tare e, cum se aud. Mamă, deci zici că plec de acolo, zici că plec de acolo proiecte pline de vopsea, așa-i? Mamă, superb, superb, cred că îmi fac părul, cred că îl fac în toate culorile, efectiv. Melissa cu 2S, la mulți ani și niți, mulțumesc, Porșen. Mamă, chat, de când mă țin să pun la membrii, emoji-ul ăla cu Melissa, dar ideea e că nu toată lumea...
Știe că, bă, mie nu-mi place să mi se zică Melissa și înapoi mei. M-am gândit că n-ar fi tocmai ok. Bună, Norton, salut! Știu că ai primit mesajul exact, Bote, știu, dar voiam să-ți răspund după. Uite, mi-a mai scris cineva, nu știu dacă e și Raul Tătar aici pe stream, dar vă mulțumesc, guys. O să răspund după, o să răspund după la mesaje. Și mulțumesc, Bote, uite, dacă tot ești aici, îți mulțumesc virtual, cum s-ar spune. Ne bucurăm, Melissa! Da. Ce-mi place mie să mi se zică Melissa. Băi, vedeți că m-am obișnuit să mi se zică și cu doi, să e ok. Și Ionela, adică e super ok. Bă, îmi place că acum toată lumea dă mesaj. Eu foarte rar mă uit la telefon, dar atunci când e ceva important, dar acum toată lumea dă mesaj pe Instagram. Salut, Norton, ce faci? Ionica, ce faci? Ionela, mamă, Ionica de la Ionela. Vai de viața mea. Bă, eu chiar nu am întrebat-o pe mama de unde și până unde. Mi-a spus Ionela. Deci, Teni e numele de familie. Melissa mi-a spus că se gândise, s-au gândit ea cu tata la niște combinații. Nu mai știu ce nume era inițial. Și a venit ea așa deodată. Deci, ca să vedeți cât de tragică este povestea numelui meu. Și zic, mamă, cred că mama s-a gândit să-mi pună un nume de la turcesc, nu știu ce, nu știu cum, de unde. Zice, păi nu, nu știu ce nume mi-a zis tatăl tău și am zis-o dintr-o dată Melissa. Și mi-a plăcut. Zic, și tu nu știai că mai există numele ăla sau că e nume turcesc sau ceva în genul? Zice, nu. Și zic, serios? Adică tu așa mi-ai pus numele? Efectiv ai zis un cuvânt și el a fost numele? Și zice, da. Zic, ce drăguț, mulțumesc frumos, mami. E super drăguț. Eu chiar mă gândeam că mama s-a dus în Turcia, că mama fusese în Turcia înainte să nască. Că a auzit numele pe acolo și mi-a plăcut și mi-a pus mie. De unde? Acum sunt curioasă cum mi-a pus și Ionela, de unde și până unde. Toate, dar că fufută, mă, mamă, doamne, zice, expresia asta pe mine mă omoară, cu ce faci viața mea, am scris așa, e, fai, de capul meu. S-a gândit prea mult la Ionica și s-a pus numele Ionela, mamă, Alex, hai să nu. Mai luci repede vorbești? Bine, cea gata, îmi pare rău, o să vorbesc mai încet. Dacă nu înțelegeți ceva, îmi pare rău. Melissa nu e nume turcesc, ba, eu știu că e nume turcesc. Eu am auzit de numele ăsta inițial din Turcia, turcă. Bună seara, cafea, te pup, cafea și welcome! Ionela e un nume frumos, că și pe mine mă cheamă Ion. N-am spus că nu-mi place, dar eram curioasă să văd și povestea acestui nume, că la Melissa am fost dezamăgită. Stai că văzusem ceva mai sus. L-am întrebat pe sestul ce părerea de componente mele, el a zis odată, dar nu am auzit, l-am întrebat din nou și m-a jurat. Am înțeles, deci lui stresul nu-i place să repete o chestie, am înțeles, e ok. Îmi pare rău să aud asta, Fabi, și nu puteai să dai live-ul în urmă sau ceva? Hai la CS odată sau nu te mai joci deloc? Stai Swift, uite-te pe Discord, a zis Ela, am crezut că Ela mi-a spus. Ia stați așa. Ce înseamnă numele Melissa? Stați așa că mi-a trimis șniții. Dăm pe desktop. Ia fiți atenți chat aici. Ce înseamnă numele Melissa? Ia. Stați să dau și eu chat-ul aici ca să-l văd. Bam. Schemă. Nebunie. Ia să vedem. Deci, semnificația numelui Melissa. Origine grecesc. Da, ok, nu e. Deci, am trăit într-o minciună 18 ani, trecem pe lângă chestia asta. Numele înseamnă cea dulce, dulce ca mierea. Melissa este unul dintre rădăcinile cuvântului miere. Mamă, câtă vrăjeală pe site-ul ăsta, mie răuț. În sens larg înseamnă cea bună, cea dulce și frumoasă. Este un nume foarte frumos, benefic, folosit în ziua de azi, mai ales în Europa de Vest. În greacă veche, Melissa S.A. are sensul de albină. E, parcă așa mai merge. Nimfa Melissa este cunoscută pentru că a fost doica lui Zeus în tinerețe. Mindy, Melinda și Mel. Bun, gata, deci dacă o să fac o fică, o să-i pun numele Mindy. Am înțeles. Super tare, țeacă. Bună, Alex, te salut. Dacă pui subtitrarea la live, nu apucă lumea să citească. Ce amuzant.
Stai, ce? Jur că mă uit de 3 minute și am obosit deja la ce repede vorbești, nu aș rezista o oră, cred. Băi, Rareș, da, într-adevăr, eu vorbesc super repede. Mi s-a mai zis chestia asta, dar eu efectiv așa sunt obișnuită. Unora le este ok, dar altora, da, cumva îi obosesc, cum ai spus și tu, sau nu pot asculta chestia asta. Dar o să încerc să vorbesc mai... mai rar, poate așa înțelegeți mai ok. Nu sunt olteancă, nu sunt. Sunt efectiv din București. Bunica s-a născut în Moldova, din ce știu eu. Deci doar bunica se trage din Moldova, atât. Deci alte de-astea nu. Gata, de acum îți zic miere. Perfect. Hai că da, nu. Mi se pare o prostie totală chat. E prea multă vrăjeală pe site-ul ăsta pentru mine. Jur. Stai să schimb și uștina înapoi pe intermission. Vorbește cum dorești și cum poți, lasă-mă pe mine. A, dar n-am spus pentru tine, Rareș, că schimb pentru tine chestia asta, ferească Dumnezeu. Nu, mi-am impus eu chestia asta să fac pe live. Nu știu de ce mă văd atât de albă. Ia stați așa chat. Nu chat-ul de aici, așa, bun. Trebuie să fac ceva la acest webcam. Cred că dacă dau lumina așa, o fi ok. Bă, deci, web-ul ăsta se joacă cu mine, chat. Mai ok? Nu. Revenind la ce ziceam. Că mi-am pus eu să fac chestia asta și n-am reușit până acum, Rareș, dar o să încerc. Eu zic să iei lecții de vorbire de la Iohannis. Mamă, chat, deci Iohannis, ferească Dumnezeu. Deci vorbește atât de încet. Cred că așa vorbește omul ăla. Dar eu mă întreb când se ceartă cu cineva cum vorbește, chat. Vă dați seama cum e cearta la el și soția lui? Păi da, dar ți-am spus să faci mâncare, ceva în genul, eu cred că așa e, cu un ton de ăsta super lent și super încet, eu n-aș putea, parcă mă enervează stilul ăsta de a vorbi. Eu l-am văzut pe munte pe Iohannis. Mulțumesc de subscribe, Kane, salut! Ies la motion. Băi, deci Iohannis vorbește... cred că pe viteză, stați așa că vă zic imediat, deci viteza normală la live-ul meu, mai, cred că pe 0.5, cred că pe 0.5 ar fi. Cred că așa e Iohannis față de mine. Da, știu că se aude mine, îmi pare rău, dar tocmai vinise cineva. Iohannis nu se ceartă, e răcită. Eu aveți aici, da, ai dreptate, Rare, și ai dreptate și tu. Voi, dar îmi plac mimurile alea făcute cu Iohannis chat de pe TikTok, cu manele. Efectiv, extrag oamenii anumite litere sau cuvinte și nu știu cât durează să facă un videoclip de la fraților, dar băi, deci, efectiv, fiecare cuvânt și-l face să zică o manea de-a lui Țanca. Eu l-am văzut pe Iohannis efectiv recitând o manea de-a lui Țanca și eram ceva gen, bă, cât a stat omul ăsta să facă TikTok-ul ăsta? Ferească Dumnezeu! Îți urează și mini la mulți ani, scumpa de ea, băi. Deci, iată, am văzut un TikTok mai... Am vorbit doar de TikTok. Tocmai mi-am dat seama că astăzi am stat prea mult pe aplicația asta. Never mind. Așa. Am văzut un TikTok cu un cățelușat. E super cunoscut. Stăpânul lui trebuia să plece. Se urcase în avion. Și efectiv câinele ăla mi se pare că era bolnav. Efectiv asta și-a alergat după avion. Știți că avionul cumva... bagă din ce în ce mai multă viteză până se decoleze. Băi, și asta și-a alergat după avionul ăla, cu viteza cu care avionul alerga, după stăpân. Și vă dați seama că nu s-a mai întors și câinele a rămas acolo în aeroport și eram ceva gen serios, cât de trist. Deci mi-au dat lacrimile, jur. Așa când vă povestesc eu, nu e mare chestie, dar dacă vă uitați la TikTok, e super înduioșător. Gagicar, că așa vreau eu, doamne, lasă-mă, că deci melodia aia, doamne, deci o visam și când mă puneam în pat, deci aveam două chestii, gagicar, că așa vreau eu, na, 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 asta și încă una, stați așa că îmi scapă chat, încă una. A, cu aia să te trag de volan. Bă, deci, doamne, ferească Dumnezeu, melodiile astea mi-au mâncat viața. Avionul aleargă? Cine a zis că aleargă? Am spus de câine că aleargă după avion, nu că avionul aleargă de unde și până unde. Sau am zis eu chestia asta fără să vreau? Am spus a... Îmi pare rău, nu. Voiam să zic de câine că aleargă după avion. Doamne ferește. Sunt mai prăjită la ora asta, chat, îmi pare rău. Ba da, îmi pare rău, Ion. N-am vrut să zic asta, în capul meu a sunat bine, dar
am zis o chestie ciudată când am, n-am vorbit, nu știu cum am reușit. Îl iau eu și fac grătar din el. Spune-mi că n-ai zis asta despre cățel cafea, că îți dau bani. Îți dau bani. A greșit și ea să risc cu gura, da, Cristi. Nu, că eu sunt, jur, eu mai am niște momente de-astea când zic anumite prostii de nici eu nu știu cum am gândit, cum mi-au ieșit efectiv pe gură. Na, nu. A greșit titlul. Zbura câinele și avionul alerga. Bă, nu pot să cred că am zis asta. Bă, putem să închidem. Eu zic că e suficient. Eu zic că e suficient, mulțumesc. De subscribe, nu știu cine, dar mulțumesc, mă-l letat. Doamne, ferească Dumnezeu. Bă, eu chiar sunt prăjită. Chat, mă dezamăgiți. Zice ce, de ce? Eu chiar sunt dezamăgită de mine la ora asta, chat. Încă două like-uri, să faci noi 200, e incredibil. Nu, că n-am oprit live-ul. Nu opream eu live-ul așa din scurt. Era prea urât. După live te bagi la un live? Da, bună double, salut! Cea mai cunoscută replică a mea, când am început eu să fac live-uri, nu știu ce am vrut să zic atunci. Mulțumesc de urare, Ari, și welcome, sper să te simți bine pe aici, scumpo, te pup. Nu știu ce voiam eu să zic, cred că după live vreau să fac raid. Ah, da, cu siguranță asta am vrut să zic. Bă, și ce credeți că mi-a ieșit mie pe gură efectiv? Că după live vreau să fac live. Deci oamenii din chat eram ceva gen ce? Mai avem încă un live? Sau Melissa s-a prăjit, după live face live? Dar nu, eu voiam să zic raid, deci ca idee. Salut Ionut, salut, salut. Right by Q-cătă, uite-l pe Bobo. Bobo, sunteți unul lângă altul. Salut, Bobo. Și intră Bobo aici și zice right by Q-cătă. Na, îi sunt place. Încă 30 de minute și-l oprește. Nu, chat, nu. Băi, deci v-ați obișnuit că eu la nou închid live-ul, așa? Nu, astăzi îl ține mai mult, promit. Încerc să-l ține mai mult. Încerc pe cât... cât se poate, nu s-ar cu gura pe aia, dar mi s-a părut amuzant. Stai mă liniște că nu m-am supărat, chat. Chiar apreciez că îmi spuneți chestia asta, că eu nu-mi dau seama când zic pe moment și chiar trebuie să-mi spuneți. E ok, nu mă supăr, ferească Dumnezeu. Cum are drag să fii sănătoasă și la cât mai mulți abonați. Doamne ajută, Aris, Doamne ajută. Eu am văzut acolo printre urări cu 100.000 abonați, Melissa, să faci, să nu știu ce, eram ceva gen da, 100.000, eu, hai că da. Nu e voie, mâine avem școală. Mâine e miercuri, chat. Mulțumesc de subscribe, Ana Maria. Era să-i zic Maria, te pup. Mâine am o zi, într-adevăr, grea. Joi e mai liber. Mulțumesc de subscribe. E scuze că nu vă citesc numele tuturor. Vă mulțumesc mult de tot. Hai cu 1.000.000 de abonați și vorbiți, chat. Ajungem la numărul lui Shelly. Doamne ferește. Nu, nici chiar așa. Eu sunt foarte... foarte, foarte mulțumită cu abonații pe care i-am acum. Eu am ajuns de părere că, efectiv, acela este doar un număr, gen, nu contează prea mult pentru mine abonații pe care i-am, ci activitatea de pe live-uri și comunitatea și lumea de aici, adică, până la urmă, e doar un număr, gen, contează lumea din comunitate, știți? Deci, eu așa zic. Bună, Meni, bună, Hamsic, te pup, Hamsic, ce faci? Cât era scorul pe Ancient? Când au dat aia... Mamă, doamne, de ce mi-aduce aminte? Doamne, ferească... Chat, odată am suferit și eu indirect. Deci, indirect am suferit. Și ce credeți, chat? Deci, efectiv, era scorul pentru echipa mea, eram pe Tero. Înainte să se dea update la Ancient, era 7-1 pentru noi. Da, 7-1 cred că era. Băi, și știți că înainte de update, pe Tero, pe Ancient, era super greu de luat runde, adică ori erați voi prea buni și, na, ați câștigat mai multe runde pe Tero, pentru că harta era super city side. După update, într-adevăr, a fost și. E, băi, și după ce am zis asta pe stream, că mamă, e 7-1 pentru noi, dar nu în sensul că, mamă, ce slab sunt ăștia, sau wow, sau îi batem, sau cât de bun suntem noi, valeu, nu. Deci am zis doar așa ca observație. Ce credeți? După care n-am mai luat o rundă. De fapt, cred că am mai luat 3 runde. S-a terminat 16-5, cred, pentru... Nu, nu, nu. 16-7, chat. O rundă n-am mai luat. 16-7 s-a terminat. Ca să vedeți și voi. Deci asta a fost instant karma. Deci a fost Dumnezeu. Ai suferit cumva, Melissa? Ea nu mai luat nicio rundă. 16-7. Ca să fie frumos și era și pe face it. Zic, ce tare.
Am venit să văd ce faci tu, fac bine, am zis. Cred că vorbesc de câte ore? Sta să mă uit în obi. 2 ore și 15 minute, ce am stat, nici știți că mai pot. Sta să-l și o gură de... gură de apă. Bună, bună, Bergea, tipup, Bergea. Ancient gunoi. Deci, Ancientul de când și-a dat update, eu am mai jucat o singură dată, sau maxim de 2 ori. Cred că tot pe Faceit, că s-a banat fără să vreau. Sau la 5v5, cred, habar n-am unde m-am jucat. Bună, bună, Bergea. E jucător pro? Da, îți dai seama, Ionuț, eu sunt în echipa de fete pro din lumea asta. Nu, 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 joc Counter când am timp și de obicei mă joc pe live Counter. N-am nicio treabă. Eu nu mai vreau să văd Inferno, ieri mi-au băgat pe Inferno, mare troll. Am văzut că puse să-i la story ceva în genul, mie nu prea îmi place Inferno. Mine nici nu m-am jucat harta aia, dar eu, mi se pare că acolo chiar ai nevoie. Efectiv chiar ai nevoie de echipă, de strategii, de nu e ca pe Mira sau pe Dust, spre exemplu. Unde e Verify-ul? Bercea? Mulțumesc, Bercea. Nu cred că e Bercea pe care îl știm cu toții. Cred că e doar numele pus așa, I don't know. Așa că, au citit ceva mai sus acolo, Hamsig, nu știu, n-am văzut și a zis Hamsig, karma asta, pe bune, deci aia chiar a fost karma, chat, aia chiar a fost karma, sau Dumnezeu s-a răzbunat pe mine. Contează abonații și să fie activ, știi, exact asta zic Mihai, bine revenit Adina, te pup, exact asta contează, abonații, contează foarte mult să fii la recomandate, adică majoritatea oamenilor, nu știu câți dintre voi sunteți de la recomandate, chiar mi-ar... aș fi foarte curioasă să aflu chestia asta. Majoritatea de acolo vin de la recomandate și de la notificări, dacă se dau notificări, dacă nu, ciao, ciao. Cam așa e, ciao, ciao. Așa de curiozitate, azi mai joci? Nu mai joc astăzi nimic. Chat, o să mă duc să mă culc. Evident că da. Bună, Marius, bună, bună, bună. Nu vrei să joci CS mâine dacă ai joi zi liberă și doar să vorbim. Mă, eu chiar aș fi vrut să facem streamuri în care doar stăm și vorbim, mai ales chat în cursul săptămânii. Deci eu când vin de la liceu, dormind puțin, undeva la 6-7 ore, că mă trezesc de vreme, mai mă duc la meditații, mai fac nu știu ce, mai merg la sală, e destul de greu să mai vin să joc și Counter, adică cumva nu mai am același chef sau răbdare să mă joc Counter. Și altceva e să vorbesc cu voi și doar să povestim și așa, dar știu că mai sunteți și oameni care vreți să jucați și de-aia încerc să joc. Noroc cu voții de pe Discord, că nu se dau notificări pe YouTube. Da, voi, eu mă uit în astea în... cum se zice, în YouTube Studio, câte notificări se dau și sunt undeva la 10% maxim, dacă se dau și alea, deci na. Eu am intrat la facultate de medicină în Brașov. Wow! Wow, felicitări, Aris! Și eu am avut de gând, la un moment dat, să mă duc la medicină, dar am fost ceva gen... parcă nu ar fi de mine, parcă vreau, parcă nu vreau, dar wow, felicitări! Da, așa e, ce deși îmi pare rău că te trolezi, îmi pare foarte, foarte rău. Mulțumesc, Marius, pentru compliment. Eu sunt de la recomandate, impres. Da, Sportion, cu siguranță. Ce era să-mi scam mâncarea pe jos? Doamne, băi, deci mie mi se pare cel mai frustrant când mai ai o bucățică, nu știu, de... un dumicat, efectiv. Și bă, fix să las capă pe jos. Sau eu când mai rămân cu o bucățică de pâine sau ceva, îi dau luminică, vine să uită așa la mine cu ochișorii ăia, că bă, dă și mie, nu mânca doar tu. Și zic, hai, iau tu, chiar dacă mi-e foame. La mulți ani, dar a fost deja ziua... N-a fost de René, mulțumesc că am văzut că mi-ai zis și acolo pe Insta, mulțumesc din suflet. Dar sâmbătă doar am petrecut ziua, că n-a, era weekend, nu puteam să o fac astăzi. Și astăzi este, de fapt, ziua mea oficial, dar îți mulțumesc încă o dată. Mulțumesc, Valentin, mulțumesc mult de tot. Chiar vorbisem și de Valentin, mai devreme l-am confundat cu cineva, iartă-mă, Vali. Te-am confundat cu un alt Valentin de pe chat. Mulțumesc, Zoe, mulțumesc mult de tot. Asta e caia pentru limba română, apăsa asta 1. Ce bully, băi, ce bully, chat.
Mulțumesc, Gabi, mulțumesc din suflet. Măi, cea, dar mie mi se pare că lămâaul acela este seg. Nu știu dacă, deci, da, nu știu dacă voi așa vreți să-l scrieți, dar lămâa, efectiv scris așa, mi se pare super, super seg. Gen, hai să fie acolo scris. Mulțumesc, Gabi. Acum am intrat că n-am mai venit de mult. Știu, Valentin, stai liniștit. Cum ai cu facultatea? Parcă era la facultate, așa-i? Dacă nu mă înșel eu. Băi, merg și eu să mănânc. Content plus mâncare egal love. Băi, ce drăguți. Ce știți care sunt cele mai frustrante momente când mănânc și vreau să mă ușă la ceva pe YouTube? Băi, și nu e nimeni live chat. Deci nimeni, nici la recomandate, nici la cei pe care urmăresc, nici la nimic. Eu de obicei intru ziua să mă uit, că seara fac eu live. Zic, serios? Când vreau să mă uit și eu la un live, nu e nimeni live? Și mai stau și mă uit la videoclipuri sau... vă dați seama. Mulțumesc, Elena, mulțumesc din suflet, scumpă. Când zici de mă, parcă nu ai chef să-i zici. Cam așa, cafea, cam așa. Nu știu dacă toată lumea o gândește la fel, dar... la mulți ani, mulțumesc, Alexuțu! E femeile... Da, depinde, Valentin. El mai trăiește, normal că mai trăiește. Depinde ce vrei să zici acum. Metin plus barc egal love. Da, corect, Daniel, și asta. Vrei să fim prieteni. Rareș, putem spune că suntem prieteni toți aici. La mulți ani, mulțumesc, Chianis. Mulțumesc, Marius, încă o dată. Vă mulțumesc, drăguților. Și astăzi, de suntem așa mulți pe live. Guys, v-am spus că dacă se ajunge la recomandate, într-adevăr e super, super bine. Dar dacă YouTube-ul n-are chef să ne... Eu cred că a fost așa din ziua mea. A zis că, bă, hai să o bag mă și pe ala recomandate. A zis YouTube-ul ăsta că e ziua ei, merită și astăzi. Vă mulțumesc că sunteți aici. La mulți ani, mulțumesc, Robinet. Mulțumesc din suflet. Bă, Robinet, am zis că-ți dau moderator când ai venit aici. Și am uitat. Mulțumesc din suflet. Te pup, Robinet. Ce faci? La recomandate aici? Perfect, Ianis, asta vreau să aud, e perfect. Mulțumesc, Andu, vă mulțumesc mult de tot, guys. Cred că am zis mulțumesc astăzi, când n-am zis în toată viața mea la modul cel mai serios. De sâmbătă și astăzi, dacă n-am spus la mulțumesc, cred că s-a plictit și Dumnezeu. Te-am descoperit acum câteva minute. Sper să te simți bine pe aici, Aris, welcome. Pulpă de pui, yummy. Băi, nu mai îmi spune de pui, că eu toată săptămâna am mâncat doar pui. Deci doar pui, până și de ziua mea aceea, eu când am plinit 18 ani, de fapt nu, sâmbătă, nu împlinisem 18 ani, astăzi fac, dar până și când mi-am făcut eu majoratul, băi, am mâncat pui cu cartofi, vă vine să credeți? Deci, eram serios, ceva gen... Chiar serios, Melissa? Și de majorat? Și zilele trecute și astăzi tot pui cu cartofi. Felicitări. Deci eu cred că puteți să-mi spuneți pui cu cartofi, chat. Cred că așa îmi pun numele pe YouTube, mă jur. Cred că mi-ai spus mulțumesc de 4 sau 5 ori. Păi dacă mi-ai zis... Deci Mihai mi-a zis la mulți ani pe WhatsApp, pe Instagram, pe Discord, pe YouTube. Și cred că mi-a mai spus o dată pe Instagram. Adică ce era să-ți dau sin? Mulțumesc de subscribe, Ianis. Vrei să ieșim să mâncăm un pui de găină? Nu, rare, și ok. Am eu niște piept de pui acolo în bucătărie. Mama, mama. Chiro, sunt din familie. Ce ți-a zis acolo, Chiro? A, ce bine arată acum Robinet, da, cu albastru. Băi, țin minte că la ultimul stream săracul Robinet s-a dus să facă pipi. Deci zice, păi nu mai stau pe stream că mă duc să fac pipi, nu mai pot să joc. Și după vine pe cea și zice, a, păi de ce nu mai băga și pe mine Melissa să ne jucăm CS? Băi, tu n-ai zis că te duci să faci pipi? Doamne, eu sunt într-un meci de CS, mă uit la tine pe live și mă bat ăștia. Hai că mă și simt și prost că stai la mine pe live acum. Mai bine te concentrezi acolo la counter, că după o să dai vina pe mine și nu e ok. Lasă că mie îmi dă sin. Dar nu dau sin. Nu mai aveam ce să zic. Pe bune, eu chiar nu dau sin, chat. Chiar nu dau sin. Hai să ne calmăm un pic, rare, și că totuși exagerăm. Făceam pipi rău. Te cred, Robinet, e ok. Te înțelegem. Ai rezolvat până la urmă cu camera, Robinet, sau... pune și tu goal nou, că l-ai plin de mult timp. Da, am să nu mai stau totuși să schimb goal-ul, dar haideți să... Nici nu se mai înțelege ce scrie acolo, doar că s-a umplut, atâta se înțelege. Deci haideți totuși să-l schimbăm. Stați așa, nici nu știu dacă mai avem muzică pe fundal. Dacă poate să-mi spune și mie cineva, ar fi perfect. Bam.
Cred că aici, ia să vedem. Astăzi suntem în 11 și... Bun. Cred că ar trebui să meargă acum. Cred și sper. Refresh. Gata. Nu merge. Mulțumesc de subscribe, Alex Badea. Da, am citit bine. Salut, Alex. Păi da, de ce nu merge? Deci de pe 11... 31, hai să spunem așa. Cred că s-a buguit type stream-ul ăsta chat. Nu știu dacă merge când... Ar trebui să meargă când sunt live, așa-i? Da. Nu știu ce are, mă enervează, lăsăm așa. Că nu reușesc. Ce cuțit ai de ziua ta? Băi, Andu, dar tu ai înțeles foarte prost, în jur. Deci Andu crede că eu am câte un cuțit de fiecare dată, chat. Deci, pune la găul mâncare pentru moderatori. Bă, ar trebui să vă plătesc serios acum. Tu ai înțeles că de fiecare dată am câte un cuțit. Eu efectiv am un cuțit, Hazmen, Doppler, dacă nu mă înșel. Dar făcusem trade cu cineva și luasem carambitul ăla pentru o săptămână. A zis că pot să-l păstrez mai mult și acum am rămas așa, știți, cu carambitul ăla. Dar o să-l dau până la urmă. Ar fi blană cu membri? Ce anume cu membri? Că n-am citit. Eu zic să joci Among Us cu abonații. Doamne, deci nu m-am jucat Among Us cu abonații. Nu m-am jucat Among Us, nu că cu abonații. De cred că... peste un an jumate. Nu am intrat în jocul ăla. Gol pentru mașină. Bă, acum n-au joc. Eu n-am să niciun bani pentru mașină, așa că... La mulți ani, Chisa, ai partid tot ce zărești în viață. Mulțumesc, Platinu, mulțumesc din suflet, mulțumesc, Saraiu. Multă sănătate, aștept să-mi faci cinste cu un mic de la Kaufland. Uite, Saraiu nu-ți cere prea mult sărac, că el vrea un mic de la Kaufland. O să-ți trimis, Saraiu, prin poștă. Mulțumesc mult de tot, guys. N-am văzut mesajul, că mă luptam aici cu goal-ul ăsta de pe Type Stream și încă nu înțeleg de ce nu vrea să meargă. Deci stați așa, deci de la 0. La... să punem... na, așa. Ia, nici așa nu merge serios. Sau dacă pun de mâine chat? Pa? Deci dacă nici așa nu mergi... Dacă nici așa nu mergi... Na, mă, că a mers. Incredibil, ce l-am dovedit, mă, l-am dovedit. Asta zic. Ar fi frumos să joc și azi nu e live de povestit, ar fi ceva să mă trezesc cu un mic în plic. Ar fi apogeul existenței mele, bă, n-am primit niciodată un mic în plic sau ceva în genul. Dar ghiciți ce, de ziua mea am vrut să mănânc și eu, cum mi se zice, mici. Cumpărasem niște mici din Kaufland, bă, pentru prima dată mama a luat din Kaufland. Și ce credeți, chat? Că tot ziceai tu de la Kaufland, Saraiu. Eu am dus la grătar și în timp ce făceam unchiul meu acolo, totul bine și frumos, când a pus micii, gen a luat carnea și a pus micii pe grătar, într-adevăr s-a simțit un miros ciudat, dar zic, bă, fiind în aer liber, cine știu, a venit de la vecin, a venit de habar n-am de unde, a murit ceva prin zonă, habar n-am. Nu mirosea atât de rău, că n-a bătea vântul. Și zic, ok, după îi pune în... farfuria aia și când te apropii de mici miroseau super ciudat. Mă duc la mama și zic, bă, mama, cred că micii ăștia sunt stricați. Și efectiv am aruncat, cred că atâta era farfuria cu mici, bă, și am aruncat-o pe toată. Erau stricați. Deci, efectiv, erau stricați. Ca să vedeți și voi, mici de la Kaufland. Nu vă luați. Ia, dar la USB, mă, deci am terminat găul ăsta. Nu, că vă pune, chiar nu știu de ce nu mergea să-l pun. Stai ce? Mic la plic. Bă, asta e nou, mic la plic. Ce, Doamne, iartă-mă. Guys, nu știu dacă cei care îmi dați mesaje cu la mulți ani sunteți și pe live, dar vă mulțumesc mult de tot, mult, 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 din suflet. O să răspund după, că sunt mai multe și să nu stau acum. Păcat de la Dumnezeu. Dar serios, deci m-am simțit așa prost că unul dintre prietenii mei, Muntic, spusese Meli, dacă ai, eu vreau niște mici. Și zic, da, ți-aș da, dar erau stricați și i-am aruncat pe toți. Erau niște câini afară și m-am dus și i-am aruncat, efectiv. Am zis că, bă, dacă nu mâncăm noi, măcar săraci câini. Și după stăteam și mă gândeam, bă, dacă le face rău la stomac, că erau stricați. Zic, acum pare rău dacă le-am făcut ceva. N-aș fac cu micii aia, serios. Schimbă titlul, în mâncăm un mic la plic. Ce-ar fi grătar împreună, punem așa Saraiu în titlu.
dacă tot nu joci CS, poți să schimbi titlul. Swift, de când vrei tu să te joci CS? Deci nu te-ai jucat CS cu mine absolut niciodată. Cred că pe live nu te-ai jucat absolut niciodată. Acum voi să te joci CS? Gata, am rezolvat și am pierdut. Mă bucur, proiecte, mă bucur. Haide să intru și în counter, că băieții aici m-au luat pe sus. Deci stați așa. Schimbăm și asta aici, sau nu mai schimb. Bam, bam. Chat, mai avem muzică pe fundal? Că vă întrebasem dacă mai avem și nu mi-a răspuns nimeni. Cred că mâine fac mici, dăm foc la casă pe stream. Băi, Sara, eu vezi că eu chiar știu să gătesc. Chat, eu chiar știu să gătesc, acum am nou job. Depinde ce mă pui să fac, dar... Spre exemplu, am făcut și cozonaci. Deci vedeți că de Crăciun o fac și cozonaci. Deci, fată de casă, ce vorbiți. Bun, ia să vedem. Ia să vedem dacă se face ori MG2, ori DMG facem astăzi, chat. Una din două. Depinde ce vreți voi, drăguților. Să schimb și o scenă. Bună seara, Don Sile, te pup, Sile. Ce faci? Game? Bam. Așa, gata. Că băieții, că nu mă joc Counter, că nu știu ce, că nu știu cum. Ia să văd cum mă joc eu Counter cu părul ăsta desprins. Chiar vreau să văd și pe asta. Nu mai avea muzică. Titlul Melissa Minte abonații, dar nu mi-e niciun abonat. Nu mi-e niciun abonat, că este doar că am stat și eu să vorbesc cu voi. Am zis să fie un stream mai altfel, dar dacă voi nu vreți. Bun, gata, acum avem muzică. Am rămas și fără muzică și fără titlu și fără mici. Dacă facem 250 de like-uri, sunteți și mai tare, nu că n-ați fi. Bam, bam. S-a pus? S-a pus. Steam, stai așa, ce, de ce? Nu poți să crezi, ce, de ce? Stai un pic. Ai, mă. Mi-a dat 3 efectiv cu un pistol. Mulțumesc din suflet, ce, de ce? Stai un pic, că n-am văzut mesajul. La mulți ani, Menitelisa. Că la mă, Melissa e prea sec și nu e interesant. Bravo că ai făcut 21 de ani. Mulțumesc din suflet, băi, te pup, ce, de ce? Mulțumesc mult de tot. Mă referam la gătit. Băi, eu am vrut să fac o dată cu Kingstream, dar zic, bă, poate dau foc la casă. Nu glumesc, nu, dar asta n-am făcut cu Kingstream. Doar că n-aveam cum să duc camera, efectiv, până la bucătărie. Nu știu cum se face chestia asta. Mi se pare destul de greu. Bun, stați că am dat așa, bam, bam. Trebuie să dau și o volum, zic. Doar zic, nu știu dacă am nevoie. Bă, bun, gata, e bine. Ia uzi, a zis sărbătoare și este zi mare, orice îți voi da, ce-ți vrea inima, la mulți ani, nu știu dacă am zis bine, dar mulțumesc mult de tot, Sile, încă o dată, mulțumesc din suflet. Ce faci, Sile? Mulțumesc, Joker! Bună, Cristian! Nu Cristian, Ciprian, iartă-mă. Guys, ca să jucați, trebuie să aveți Prime și să fiți abonați. Și să lăsați codul. Acum o să fie Shormage. E pe Shormage, nu? Da, e pe Shormage. Și este un meci de persoană. Dacă nu prindeți loc acum, o faceți la next. Bam, hai să punem Miraj de început, că nu n-am nici urmă, am nici nimica. Meliare preferat, nu joacă cu... Nu mai spune așa, că poate chiar e cineva care crede chestia asta, băi. Mulțumesc de subscribe la UR. Nu, guys, dacă aveți Prime și sunteți abonați și pe Discord, by the way, să veniți, eu joc cu voi, e super ok. Nu uitați acolo de clopoțel, mulțumesc de subscribe, Robert, te pup! Bun, hai să vedem, o luăm o dată pe Mohamed. Bun, bun, bun. O să iau 2 membri, 2 abonați, ca să fim 2 cu 2, să fim egal, da? Hai să vedem, deci, Mohamed. Minte nu joacă. Ce răuț ești, Alex, ce răuț. M-am supărat pe tine, Alex, gata. Am ajuns la concluzia că nu pot să mă joc cu porul de sprinșat. Și mine și vița asta în cap, rău de tot. În față. Mohamed. Cei cărora le-au cădut să veniți pe Discord, drăguților. Bună, bună, Robert! La mulți ani! Laur, mulțumesc mult de tot, Laur, te pup. Și eu pe tine, că cu mine nu joci. Păi, dar și eu cu toată lumea, uite. Ai lăsat codul acolo, că eu nu văd niciun cod. Ia să vedem. Bam, bam, bam. Cu cine am jucat? Hai să luăm și pe Ionuț. Că n-am jucat cu Ionuț până acum. Deci, să veniți pe Discord ca să poți să dau play, foarte, foarte important, da? Așa, odată. Bam. Da, dacă ar și merge, ar fi perfect. Așa. Asta zic. Fără spam, vă rog. Bun.
Și deci mai trebuie un membru abonat. Dacă mai e un membru care vrea să joace, jucăm. Dacă nu luăm tot un abonat. Ce bine este după o zi lungă, te cred, Adina, dar tu câte ore lucrezi? Lucrezi 12 ore? Fiecare zi, gen, nu-i prea mult? Dacă nu luăm un mic simplu, asta zic, măi, asta zic, luăm un mic și e perfect chat, e perfect. Ia să vedem aici. L-am luat pe proiecte și mai avem nevoie de plus 1, guys. Haideți să vedem cine e plus 1, să intru și pe Discord. Deci, încerc să mă uit, chat, că de-aia m-am oprit. Încerc să mă uit unde a dat Swift codul. Că văd că scrie mesaj retras, efectiv, și încerc să mă uit unde l-ai dat Swift codul, ca să pot să și iau. Că gen, dacă îmi zici că ar trebui să... Mulțumesc de donație, Rare, și nu mai sunt cu Imprex. Încercam să mă uit unde-i da codul Sif, că dacă îmi spui că n-ai mai jucat cu mine și să iau și pe alții, toți cei pe care i-am luat acum, n-am mai jucat deloc cu ei. Cu Mohamed cred că am jucat o singură dată, cu Ionuț n-am jucat absolut niciodată și te iau și pe tine, dar na, pui mei, încerc să iau pe toată lumea, nu sări așa în cap. Te-ai făcut asta 18, nu 21, evident, îți dai seama unde scrie 21, băi, unde scrie că am făcut 21, saraiu. Bun, haide să mai luăm pe cineva cu care n-am jucat absolut deloc. Depinde de zi. Oh my god, Adina, pare rău să aud asta. Haide să luăm pe Joker, guys, că n-am jucat niciodată cu Joker. Bun, l-am luat pe el. Dar e short match, deci se termină super repede match-ul. Dacă n-ați prins loc acum, vă iau la next pe voi. O să schimb persoanele. Bun, haideți să vedem. Lucrez în Germania la un hotel, iar seara am și un mini job. Mamă, săraca din ea, nu știu cum faci față scump, o jur. Dar felicitări ai toate, toate felicitările mele, aplauzele mele, Adina. Dacă se poate. Tot în Germania sunt și eu. Oh my god. Chat, încă 10 like, o să facem noi 250. Sta să intru pe Counter. Dacă au venit băieți să dau și o play aici. 18 am făcut sara, 18. Deci, Mohamed. Da, uite că au venit. Mohamed, Daniel, bam. Mai trebuie să vină cineva. Salut. Bună, bună. Trecu un Willy, ridicat pe o roată și zi, lovi mașina. Venea mașina de sus și poc. Hai de mine. Mulțumesc. Măi, mai trebuie să vină cineva, dar nu știu cine. Joker, cred? Da, Joker, că i-am luat acum. Joker, să vii și tu pe Discord. Nu știu dacă mă aude. Să vii dis. Te rog. Bun. Nu mai văd chat-ul. Că văd aici. Băi, nu știu cum... M-aș duce să-mi prind părul, jur. Că nu mai pot așa să stau cu el chat. Îmi vine șuvita aceasta în ochi. Germania. Sarai, dar tu cât mai ai până termin facultatea, gen de tot? Bună, bună, Marius. Marius, dar cred că te-am mai salutat odată, dacă nu mă înșel, nu mi s-a părut chat. Trebuie să mă duc să-l prind. Băi, să se dau un pic cancel la mine, să-mi prind și eu părul, vă supărați? Nu. Mulțumesc frumos. S-a să-l trag și pe... și pe băiat, dar nu știu dacă a venit. Bun, chat, o să mă duc să-mi prind și eu părul, că nu pot efectiv să stau cu el așa, îmi vine păr în față. Deci nu ai dat codul, Alex. Alex și cine? Swift. Deci vreți să jucați, dar nu mi-ați dat codul, că m-am uitat după codurile voastre, chiar am încercat. BRB un pic, chat. Mă. Da, dar gen motociclist avea echipament pe el și cum îl lovi mașina să și ridică, adică n-are nimic, de la adrenalină să-l lua. Da, păi m-am plimbat eu, de exemplu, cu o fată. Și eu mă gândeam să dau la cena până la 16, dar m-am răzgândit mai bine. Eu, de exemplu, fii atent, vreau să dau, acum dau de permis, că în ianuarie făceam... Aha, aha, dar eu zic...
eu nu fac așa, eu vreau să dau, m-am plimbat cu o fată cu ATV și cu un ATV în ăla, Yamaha Grizzly de 600. 650? Da, 650. Și mi-a zis ea, eu aveam echipament pe mine. Miștoră experiență. Da, și fii atent, mi-a zis ea mie, lasă-mă și pe mine să conduc, de aia n-avea echipament, știi, decât cască. Și face, da, te las. Și ne plimbam prin pădure, așa. Și, doamne, iată, mă, se vorbește aici, că l-am auzit pe băiatul acesta de la... Stați așa, să dau și eu microfonul pe mână, dacă tot... Revin, nu știu ce vorbea aici, sper că nu va... Bună, Bogdan! Și nu găsesc niciun elastic. Este posibil ca în toată casa să nu fie niciun elastic? Întreb și eu pentru un prieten. În sfârșit, prima mea donat... What the fuck, a donat cineva? Guys, îmi pare rău. Stați așa. Nu. Dacă a donat cineva, nu a apărut donația, să știți. Eu încă încerc să caut un elastic. Da. Da, am văzut că aveți aici o conversație foarte aprinsă, v-am auzit de la distanță. Da, da, da. Probabil m-au auzit mai tare decât ce. Da, numai oamenii intelectuali au. Cine vorbește acum? Daniel? Oh. Cred că Daniel. Daniel. Data putem să dăm și noi, da, știu, să dăm și noi play. Chat, am oprit desktop-ul. Înapoi că eu inclusiv... Am zis desktop-ul că vorbeau foarte bine. Andreea, să dăm și în mulțumesc din suflet, Andreea, de donație și de orare. Te pup, Andreea, îți mulțumesc mult de tot. Ai înțeles, Meni? Dacă la Next nu joc, ne certăm pe instanță. Mamă, gata, sunt pregătită, fii atent. Mă pregătesc, mi-o replicile la mine, Alex, ca să ne certăm. Îmi pare rău, dar jur că n-am găsit chat, deci n-am găsit niciun elastic, nici pieptănul nu mi l-am găsit, nici nu mai m-am pieptănat, direct mi-am prins. Pinge un pic de el, să dai drumul la Vale. M-am dat pe difă în chat, că nu pot să mă concentrez dacă vorbește cineva aici în capul meu. E terminată facultatea, sunt deja pe drumul ăla blană, mă bucur să aud asta, Sara, eu mă bucur din suflet, baftă, mă. E ziua ta astăzi, da, da, da. Vreau să joc și eu următorul se poate intens. Schimbăm persoanele, guys. Dacă sunteți abonați, sunteți pe stream să dați codul la final de match cu cel mai mare drag. Bună, Andreea, bună și mulțumesc încă o dată de donație și de urare. Să rămână domnișoara tine, Melissa. Salut, salut, Andrei. Ce mai faci, Andrei? Cum e cu bicicleta? Rank am MG. Am MG acum, în momentul de față. Și eu te pup, Andreas. Am plecat la muncă, baftă cu live-ul. Serviciu ușor. Cristi, și mulțumesc că ai stat pe aici mult, mult timp. Bună, Marius, bună. Deci am salutat pe Marius, guys, cred că de minim 5 ori astăzi. Dar, nu știu, ori nu m-a auzit, ori habar n-am. Care e ideea?
La mulți ani, să fii sănătos și iubită, mulțumesc frumos, Bogdan. Mulțumesc din suflet. Guys, chiar dacă nu e ziua voastră astăzi și eu vă urez tot binele din nou. La mulți ani, Miss, mulțumesc, Adina. Mamă, ce sensibilitate am în jocul ăsta. Stai un pic. Adina, i-am zis Adina, Aidei, Doamne fere. Mamă, cine mi-a pus sensibilitatea? 0.2, Doamne fere. Când mi-am schimbat eu sensibilitatea? Chat, am făcut eu vreun challenge, ceva l-ai avut trecut și nu știu eu. E prea mic acum. 0.4? Așa, oare? Mamă, ce bine trage băiatul ăsta. Dă-mi seama. El e, pe băiatul ăsta îl cheamă Popescu, ia stați așa. O clipă. Sper că nu sunt români, sper. Oh! Ne jucăm la nou time sau care e ideea? Minunată! Încă sunt eu de la Andreea, mulțumesc mult de toți! Băi, mulțumesc din suflet, apreciez și voi sunteți minunați. Cum te simți la 18 ani? Aida, spusesem la început, am avut o fază zilele astea care mi-a dat așa de furcă, cum s-ar spune. Nici bine nu am lăsit 18 ani, dar mă simt bine, mă simt bine. Doamne ajută să fie bine în continuare. Iată-mă că ți-am zis, Alina, îmi pare super. Elena non-prime? E bine, nu m-am uitat dacă băieții ăștia aveau prime. Cine n-avea prime de aici? Toți aveam prime. Păi cine bă, ce conturi ne-au dat? Voi ați văzut cu ce conturi ne-au dat? Ferească Dumnezeu! Haideți la... Da, sunt români sau cel puțin ăla. La mulți ani, mulțumesc, Venom. Ce trebuie să fac pentru moderator? Trebuie să fie activ, Andreas. Eu pe activitate, da. Melissa, vezi că a zis băiatul ăla să-l tragi înapoi, că-i pe Îl trag. Haideți la... Ah, e bine că au dat mori. Șef. A adus șef tu. Păi am spus că dăm tare, băi. Ah, ok, atunci hai. Nimica, băi. Unu under. Mamă, under. Vă să iau unu under. Mort under. Bravo. Hai să ne retragem, că ne știu la B. Nu știu unde am auzit. Cred că pe Tomei. Pe repe USP-urile alea. Lasă-mă un pic, zic după. Mid un om, mort mid. Hai să mergem pe mid. Ajută-mă. Mort. Ok. Tu ce-a dus spate? Mă ții spate? Da. Trebuie să mai pușeze unul aici. E ultimul. Așa. Haide, hai la, dacă e spate. E mid. Nu. Bravo! Mamă, deci am văzut că erai 6 HP și zic, dacă mor s-a dus runda. Mamă, dar s-au dus glațele alea pe lângă, am zis gata. Frumos, mă, frumos. Opa, se trage mondial! Îmi dai accept pe Steam? Da. Dar dați-mi... Haideți la, băi. Dați-mi mesaj cu profilul pe Discord, guys. Ca așa nu vă știu după nume. Vă dau două flecheri, băieți. Bagă-te tare. Mai dau unul? Bagă-te. Cau au eco. Oameni, cine a dat flecheri? Mohamed. Aproape. Triplă. Bă. Bravo. Triplă, parcă. Dacă nu l-ai bătut. L-a bătut. Moi jungle. Bătut site. Mic jungle. Tantez. Mă ții? Rampă și con, rampă și con. Asta e rampă? Da. Ultima e rampă. Vezi că ne-am luat și nu prea pot să trag. Vezi că ai armă lângă, Ionuț. Spate. Nu mă bat că nu prea mă bazez pe el. Mă știe. I-am dat 70. Hai că ești full melee, îl bați. Bravo. Bine, wow. Ești unul să poți. Swift, dar ce a zis? Ce a zis Swift? What the fuck? Mulțumesc de subscribe, Venom, și mulțumesc de urare, Leo, ai te pup. Păi injecte. Mă mulțumesc din suflet, guys, tuturor. Deși Leo,
S-a întors regina de pe ce? Ba, îți dai seama. Hai tu la, hai tu la. Vă dați seama ce ați, mamă, încă un like să facem 250. Ce ați, știți ce înseamnă 250 de like-uri? După ce că sunt prost la asta, mai sunt și silver. Nu-mi face pași. Please, mă auzi? Mă știm. Nu. E ok. Mi-a făcut băieții. Am băgat grenata. Dau flash și intrăm? După ce site se face jungla. Dau flash. Site. Dă-i. Site? Mor site? Nu văd. De ce-i dau flash? Ce? Jungla și cări. O dă bine. Aia e. Mamă, dă. Cine a dat fișul acela? M-a nenorocit acolo. Nici n-am mai înțeles ce e ca băieți. Da, pleci intră, da, pleci intră, bu, pire. Nice try, domniciat. Ce mufti. Mulțumesc, mulțumesc, Traian, te pup, ce faci? Echipajez, da, 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 noi suntem. Da, ce-a sărit. M-a făcut cineva Rambo. I-am vedet chat aici, baiterul suprem la. Hai ca ne-a auzit. Aveți smoke sa dati? Aoleu, da, am dat flash. Ce-a discuit astia? Îmi place de ei că vorbesc foarte mult. M-a bătut că... Polar jungla. Îmi place de ei că vorbesc foarte mult, dar parcă nu mai auzi jocul ca lumea, jur. Dacă o sta skin-ul pe AK. AK... Pam, pam. Asta l-am de la Liviu, Liviu de aici din chat. Nu știu cât e în momentul de față, să știi. Am văzut că la un moment dat urcase, la un moment dat a scăzut super mult. Cred că în jur de 50-60 de euro. Nu știu dacă poate să zică Liviu. Și nu mai știu cine m-a întrebat să de USP. Cred că un co-echipier de-al meu. Ferrari Pick Easy. Mă, o încercare Coman acolo, dar m-a bătut ăla cu Polar. Mai bun el, vă dați seama. Mai bun el, chat. Kill-ul aici, forță. Nu mai știu, l-am de mult. Păi da, știu că au trecut câteva luni bune de când mi le da mie Liviu și chiar nu mai știu cât era. Dar depinde, că piața urcă și nu este și nu. Poți să cauți să nu plec dacă vrei. Da. Da, bine. E născut într-o zi cu o prietenă de-a mea, doar că ea e mai mică. Cine m-a întrebat să de USP? Că n-am apucat să... Eu. Ăla... Cred că 12 euro. Ăla roz. Roz, Cortex-ul? Da. Și celălalt 50 sau cât? Care-i USP? Ai două. A, nu. Tot așa, 13, 14, maxim. Super. De când am skin-urile astea așa... Valeu. Mamă, ce... No. I-am dat un piclu ăla, deci trebuie să mă uit replay, cum i-am dat piclu ăla și l-am omorât. Nu pot să cred. Da, băiți. Hai că mi-ar putea seara. Am un pistol, nu pot să fac frământă. Bravo, mai du-te dacă e. Mamă, era bine să am bomba. Hai, dei, fă boost, fă boost. Era sub palat și scări. Hai, urcă-te tu pe mine, hai. Scărți, cred că. 86 de euro, că e... What the fuck. Vede. Serios? Eu când m-am uitat pe din imagine, te poți să-mi undeva la 40, dar mă rog, era instanser. Poate-te cu mine! Eu aud foarte tare pe vezi. Bine, măi, și short și jungla. Ce se aud prea tare cei de pe Discord, așa? N-am spus nimic. Mi-a dat 96, 96. Și l-a luat 45 pe-n perete. Ia să vedem acum. Ce faci? Dar tot le calculam. Trebuie să mergem și noi undeva toți, băieți. O dăm pe rampă? Haide. Mă uit eu din rampă. Da, ok. Dau pala și aștepta să o mă pun. Pute... Aveți smoke să dați? Nu, stai ca iau eu. Am doar un flash. Stau doi de obicei pe a... site, aveți, nu? S-ar putea sa dea rău si rampă? Sau apar pe rampă, nu știu. Da și eu flash. Aoleu, am vorbit în joc. Ai dat nou. Mă ține, mă. Bă, dar mă ține Popescu ăla acolo. Gari? Polar jungla. Are contul privat. Anyway. Plus rampă. Bravo, iată. Doamne, ce meci intens, doamne, Lulu, ce prezență. Bună, bună, Nati, salut. Bine te-am găsit. Dar pare că e singurul. Deja exagerezi, Alex, serios.
Pe bune, ai zis în continuu de meci, că nu mă joc, da, când mă joc e singur meci, serios, ok, ajunge. Guys, nu pot să cred, am făcut 6209 abonați, incredibil, vă mulțumesc din suflet, sunt genial, genial. Mulțumesc mult de tot, uitați acolo de clopoțel ca să primiți notificări. La, mă, la 42 și la alt 20. Băi, dacă mai luăm două runde, suntem bine, suntem tank. Incredibil, chat, incredibil. Mulțumesc, Lulu, mulțumesc. Ce faci, Lulu? Hai să dăm tare pe B. Păi ne dăm Oli, degeaba. Dă-i tare. N-are nici nimeni un smurt? Nope. Bă, dar are, avem... Nu, 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 nu. Shift. Shift, shift. Mersi de subscribe, Nerchis. Welcome, welcome. Și merge. Da, uite, ăsta mi-a dat, e incredibil. Short. Unde? Hai, încă ăștia nu mai știu dacă e ceva. Da. Dă-i la. Am proviat-o. Ce cult ai? Bă, cea, sunt incredibil, voi ați văzut, ăla stătea, mi-a dat nade în condițiile în care n-am făcut flash. N-am făcut niciun pas și mi-a dat și flash. Nu mai sunt. Meli? Bine, am venit nou, rău, am nimerit de ce n-ar zis. Da, da. Da, Meli. Căutai connector. Încercam să vă barotați, am zis că băi, iau prin spate, dar băiatul m-a așteptat efectiv în window și am mers pe shift. Nu pot să vorbesc. Ce facem? Unde mergem? A, pe... Hai de-aia, hai ea, hai. Mă dăm nevia. Trebuia să jucăm și noi default. Hai să stăm pana, stă spana, stă spana. Shift, shift, shift. Unu, are hit window. Lasă-i, lasă-i, lasă-i. Jungla, probabil. Vezi că te ține din jungla, copolar. E, i-am dat hit jungla. La 60 intrăm în site. Are 30 viață. Nu dați nimic din pala, bine. Poți să dai smoke galben? Move? Testați? Unde? La junglă. Încerc. Să spuneți cum vreți să intru astea, dau un... Mulțumesc, Daniel! Am loc și o rezervare simpatică, trebuie să fiți la final de meci, băi, nu... Nu păstrez nimănui locul, că n-ar fi ok. Hai! Haide! Unu, tichetă! Bă, bă! Mor! Mă bate în continuare. Tichetă. Mersi de subscribe, Alex Ganea, welcome. Am zis tichetă. La mulți ani, Melissa, să fii sănătoasă, că este cel mai important. Exact, Ronix, chiar e cel mai important lucru. Mulțumesc din suflet, Ronix, se pup. Ce mai faci, cum ai aici, Ronix? Poate nu mă invit la majorat, mi-a făcut majoratul Daniel. Mi l-am făcut sâmbătă aceasta. Ai după noroc, și cum? Iau doi membri, doi abonați, dacă nu sunt... Vă trimit și vouă pozele. What the fuck? Dacă nu sunt membri, iau doar abonați. Ca să fie echilibrați. What the fuck? Ce drăguț. E groasă. Bă, abia acum am văzut. Au pus și de la Infinity postare cu mine, cu la mulți ani și acum am văzut. joc connector, să mai vină un UA și un geam. Restul la B. Perfect. Guys, faci și noi acolo 260 de like-uri, drăguților, sau sal. Am auzit pe mine? Da, fac. 2 pe mine, 7 pe mine. Mamă, ce mă sperie alerta asta. Dă-l scuze 10 euro la mulți ani, multe sănătate fericită, ce-ți dorei. Mulțumesc din suflet, Narcis. Te pup, mulțumesc de orare, de donație și bine ai venit. Câți ani ai făcut? Păi, am făcut 18 ani. Am făcut 18 ani. Mulțumesc mult de tot. Guys, vreau să văd acolo un spam cu inimioare pentru Narcis. Băi, vă vine să credeți că YouTube-ul de ziua mea, eu v-am spus, efectiv, ne-a băgat și la recomandate chat. Și voi ați fost alături de mine și, efectiv, nici stream-ul nu mi-a picat. Deci este primul stream în două săptămâni care nu mi-a picat. Deci mi se pare, asta chiar e minune de ziua mea. Cum e aia, minune de Crăciun. Parte mai mult, da. Mi se zice des. Bine, nemachiată, cred că... Am 18 ani, machiată 19-20, cred că cam așa.
Mamă, ce se trage. A. Apreciez că am dat și-o nasol într-o rundă și gata. Mi-a sărit în cap chiro asta, vreau să văd. Turbanul, da. Da, de preferat, da. Ar fi să fii pe Discord ca să ne înțelegem toți. Eu cer să fii și pe Discord. Bine. Bravo. Mai e unul. Mamă, dacă ai băiat ăsta runda aceasta, chat. Mamă, direct la major cu el, chat. Bravo. Are kit? N-am kit. Avea eu. Frumos, Ionuț, frumos oricum. Stai că vreau să fixez și eu mesajul aici, dacă facem 300 de like-uri. Trebuie să s-a dus la... Pe online tot să arătăm de mai mult. Mai depinde, să știi că eu am întâlnit situații în care în poze păreau mai mici sau mai micuțe. Și de ce forță? Trebuie să dăm încă. Faceți mai un match? Deci depinde de persoană, Narcis, e așa, din să cred. Să cred. Mohamed, du-te con, că ai impact. Da, cred că e mid. Sunt 3 pe mid. Da, pe mid se joacă. Un under. S-a blocat PC-ul când am dat-o. Un under, aveți grijă. Uite. Nu cred că e nimic ala, să știți. Doar mid. Deci arătesc pe B, cred că. Da, cred că am dus pe B. Bamba s-a dus pe sub under. Nu, nu văd nimic, nu văd nimic. Mi-a framat pentru o secundă. Nu, ba, ba. Nu mai văzut, nu? Ce-a zis spate? Ce mă bate și din spate? Au venit toți, unul în junglă, unul în spate, ce să mai fac? Încă râde mor? De ce? De ce? Am zis ceva? Da, sau ce s-a întâmplat? Da, n-am zis, cu drag. Cu drag. Mă duc pe mine. Mă duc geam. Chat, am 11 kill-uri. Asta suntem în 11. Asta ce... ce... Okay. Mă bag și-o facem. Ceva pe mine? Nu. Nu, no, nu-i nimic. Ce șor, măi? Site. Am Molly. City, site. City? City s-a dus, nu? Triple box, nu? Le-ai bătut pe ăla din City, nu? Nu, acum. Mor City? Default, mă rog. Default, doamne, nu era default acolo. Dai și armei, se termină acum. Nu te-ai prins? Adu-i tot window. Miștoul tău ăsta, cu mine vorbeai? Ah, nu, cu Intez, sorry băieți. Ce vorbeau ți acolo, măi? Știi că mi se strică căștile, jur. Deschis console. Mă bag under, ține-mă și pe mine. La B. La B. Cum a sărit ăla din window? Poate fi ceva în spate? Mă duc încet. Stai să șor. Mă pușează, mă pușează, mă pușează. Doamne ferească Dumnezeu. O, bine, i-am dat 66 din kitchen. Noi am dat smoke-ul ăla în curuleț. Vina mea, l-am dat aiurea. Nu, nu, e... Sorry, băieți! E ok. Bună, bună, Andrei Munteanu, salut! Da, n-a fost să fie. Ce spui?
Ok, ok. Guys, sunt Cătălina Cracolo, o să facem 260. Vă pup, băieți, ceau, ceau, mulțumesc de meci. Mersi de joc, pa, pa. Pa, pa. Mulțumesc. Mersi de joc, pa, pa. Mulțumesc. Cât de drăguț, mai începeți, drăguți. Da, mai joc, o să văd câte persoane sunt în chat. Dacă nu sunt, mai au, vă iau și pe voi. Da, chiar și mie, vă stim. Da, băieți, vă aștept, dați-mi link-ul pe Discord. Pe Discord să te auzim. Alex, guys, mai sunt persoane care vor să joace, ca să știu, în afară de Alex. Avem o dată Alex, mai era Swift pe acolo, Saraiu, eu și Adina, două locuri din Star, ce vorbim. Se joacă Adina? Nu pot să cred. Haideți, guys, haideți să ne jucăm. Salam, ghis bun. Mua, mamă, vedeți că astăzi am avut franceză. Mi-a zis doamna că am citit exagerat de nasol în franceză. Deci, de ce bine. Eu încă nu pot juca, dar ce-ai făcut, Mihai? Guys, stați un pic să distribui și eu postarea de la Infinity și au codurile. Până atunci puteți să lăsați codurile, drăguților. Să aveți plan să veniți pe Discord. Să fiți abonați, asta din start. Bam, bam, bam. Așa. Asta aici și e perfect. Gata. Bun. Lasă fata să mănânce. Adina, mănâncă? Poftă bună, Adina. Ce mănânci bun? Ce mănânci tu bun? Vreau să știu. Nu de alta, dar parcă mi se face și mie fomiță, așa, un pic. Parcă un pic așa. S-a venit pe Discord. Cine am luat aici? Pe Alex. Bun. Adina, te țin minte. Adina, Saraiu. Așa. Am o safir la mine, îmi vine să-i dau afară și nu pot. Cunosc situația, cunosc situația, efectiv. Mihai, chat, când aveți musafir, băi, parcă în cel mai prost moment, când ați vrea să stați singur sau să faceți altceva, parcă numai atunci aveți musafir. Nu știu dacă doar mie mi se întâmplă, dar... Intens... Lasă și tu codul aici. Bă, Lulu are ce are cu Intens. Bine, pe mine și să zic, n-a fost să fie Joker. Sper să-l câștigăm pe acesta. Oricum, te mai aștept. Nu joc CS, dar am întrebat cine are codul exact ca al meu. Păi și atunci de ce efectiv ai spus că nu iau codul, nu știu cui, că ar trebui să-i iau ăluia care n-a mai jucat cu mine, că de ce nu mă joc, că am trebuit să stau să vorbesc. Mi-ai făcut aici o morală de... Bună seara, Gabriel, bună, bună. Ce faci, Gabi? Poți să joc Vanessa cu drag, Gabriel. Deci mai avem nevoie de două coduri. Mai vine problema? Hai să vedem. Deci mai avem Gabriel și plus 1. Ia să vedem. Acum dau codul. Ok, joc și eu. Perfect, Narcis. Haide, luăm pe Narcis și Gabriel, nu? Să joc, să nu joc. Bagă-mă să fac ravagii. Deci am zis că luăm o dată pe Narcis. Și hai să luăm și pe Gabriel, că i-am zis că poate juca și așa este frumos. Iar la next, din nou schimbăm persoanele. Sunt short match-uri, guys. Se termină repejor. Mamă, deci mama nici sin la mesaje nu-mi dă, frate. Deci mama cred că e singura persoană care nu-mi dă sin la mesaje. Mă simt așa... Mă duc să mă iau de ea, gata. Mă simt respinsă. Păi ce e asta? Așa de ziua mea? Deci mie nu mi-a dat sin de 2 ore. Ok, ok. Și plus 1, Gabriel. Haide, Gabriel. Să veniți pe Discord, băiți, please, please, please. Mama, am făcut și 260 de like-uri. Sunteți forță torță, chiar forță torță. Cine a intrat aici? Că n-am apucat să văd. Cu cine am onoarea? Ia să vedem. Am onoarea cu Alex, mă auzi? Da, da. Ah, ok. Nici Alex nu mă bagă în seamă. Mă, ce aveți astăzi cu mine? Nimeni nu mă bagă în seamă. Nici mama nu-mi dă sin. Alex mă bagă în seamă. Ah, e supărat, am uitat. Ah, am uitat. Am scris cu caps. Fără dască îmi vomită stomacelul. Hai cu Gabriel. M-am supărat rău.
Îi spusesem lui Gabriel înainte că iau intes și na. Na, na, na. Dar cine v-a tras, băieți? Ia, perfect. Dacă v-a tras cineva, e perfect. Și mai avem nevoie de încă cineva. Ce faci, Saraiu? Păi uite, m-am dus să fac un duș. Mhm. Și vin eu înapoi și aprins iar. Așa. Primul lucru pe care l-am auzit a fost așa, Melissa, stând foarte relaxată și... Și zic, efectiv, atât am auzit. Păi să știți că... Mi s-a mai întâmplat în poze, na, să arate mai mici. M-am șat... A fost. Păi... Bă, 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 mă refeream că mi-a spus cineva că par mult mai matură și că îmi po... Nu avea treabă, nu, ce asta e faza că nu știam subiectul, știi? Dar a, da, am înțeles. Și știți că, na, în poze păreau mai mici. Mamă, Saraiu, ce minte ai și tu. Ca total, în momentul ăla mi-am luat eroare, total era. Să lea cineva pe aici, vă rog eu frumos. Pe Saraiu. Și m-am panicat o leagă și știi, cam relax, fata mea, cam chill, subiecte tabu. Hai, hai. Bun, gata. Și urât a vorbit Saraiu. E, n-a vorbit urât, doar că el a auzit doar o parte din ceea ce am spus eu și într-adevăr a sunat ciudat, dar nu știa contextul discuției. Salut, Coco! Ce faci, Coco? Eu zic să-l banești și imediat Adina, așa din respect, așa la mișto, Adina. Vedeți că are moderator Adina aici, Adina mea. Face ce vrea. Adina asta de pe cea joacă. Hai să păstrăm totuși un vocabular... La cine se uită asta? Un vocabular ok, zic și eu, nu știu. A, intez. Ia să văd și ce a scris mai sus. Păi, pleacă spre timeout, intez, dacă mai zice ceva. Adina, e ok, ai moderator scump. Poți să-l folosești. Ia, te l-am folosit, Kira. Ce drăguță e ea, mă, ea nu dă timeout. Joacă, băiți. Hai să ne stabilim pozițiile de jucat aici. A plecat, s-a dus la Dubai. Cine joacă la? Vezi că am intrat pe... Să mă tragi. Te trag după runda asta. Pam, 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 chat. Hai să vedem. Se câștigă meciul ăsta? Predicții ceva? O cotă pentru acest meci? Mama, ăștia au dat-o direct pe mid. Ceva mid? Rampăcică. Ești neserios, tu așa. Asta așteaptă să pușez. Nu, a plecat, a fugit. E frică, e frică și să o dăm 1v1, uitați-vă la ei. Cred că s-a... Da, ia, feca. Bă, nu pot să... Incredibil, rampă și AFK. Bă, uitați-vă ce... Mamă, ce schemă, și-a bătut joc de mine băiatul ăsta, mamă. A stat acolo frumos, a știut că o să mă uit la ăla. Și direct, bă, castană, ia de aici, Melissa. Ia de aici. Că așa trebuie. A, da, stați așa că am primit un mesaj. Mulțumesc de subscribe, Robert. Stați că trebuie să iau pe cineva aici la roast. Ia, stați așa. Aaaa, ah. E clar. Aia zic. Rampirul, nu? E rampir? Mama, am famas, s-a terminat. Mama, mi-s că-l trag pe Narcis, s-a mai dat. Hai că s-a dat moliul ăla de nu s-a dat. Doi rampă. Dacă ar fi Narcis, uite așa sunt mine, Narcis în viață. Da, Sarai. Mă rampă? Se joacă de vorbă. Plus rampă. Sarai, eu lasă concepțiile vezi. Mă rampă. Și femeile. Asta, iar îl mă așteaptă aici.
Fii atent că de data asta îl verifică. Nu-mi face pași că iar mă bate nebunul ăsta. Uite, vedeți? V-am spus eu că iar stă aici. Bă, e acolo, da, am bravo. Narcis. Salut, scuze de întârziere. Te-a găsit Narcis. Salut, bă. Stai că... Sorry. Bun. Cine joacă, geam? Ți-au de ochii la mie? Da, da, te auzi bine. Mamă, încă două like-uri acolo, a sunat bine Chiro? Mamă, Chiro, lasă că știi ce a făcut Chiro? Deci mă pusese la story, pusese story-ul ăsta, live-ul la story. Și tu dăduse like și zic, aha, ha, zic, ce drăguț, dar n-ai dat. Ups, n-ai tu că ești aici. Zic, ce drăguț, dar nu mi-ai dat like, totuși. Fake frame, chat, fake frame. Să, îmi pare rău, Narcis. N-am știut că e lângă mine. Prășită. Am dat, flash sight. Mort, mort, ups. E unul la car. Mort, sight. Ia să trag în saraiu. Mort, bench. Am auzit, s-a mișcat. Bravo. Meși. Mamă, chat, asta suntem pe val. Nu m-am jucat aceste de 10 zile, dar vedeți că cumva aici am făcut niște kill-uri corespunzătoare. Incredibil, insane, cine vrea acesta ca... uite-te, Iluna, ce că n-are bănuți. Poți să mai dau un drop, cred? Da, aveți bănuți. Se joacă meciul ăsta? La major cu noi, cea, la major. Cine mă aude, mă, și crede? Bă, da, prost, dau moliu ăla, e unul a rampă. Rampir. A, super. Eu ți l-am dat sus. E ok. Rampi... Ramp, plus ramp. AVP. Da, are AVP. Ia nade-ul ăsta. Ia flash-ul ăsta. Ia micul ăsta greu. Mamă, ce flash mi-a dat. Sorry. Păi, ce tira mea ziare. Aaaa, mai bun el, minus 78. Deci am uitat la tine de zona. A, mi-ai făcut un mare bait, așa, ai stat în spatele meu. Uite-o doar la tine, știi, gen, erai... Hai să sărim. Bait! Oh my god, chat, oh my god, drăguților, încă 5 like-uri. Insane, așa ceva. De ce mi-ai luat timeout? Pentru că vorbeai urât. Vorbeai nerespectuos cu Adina. Ia, să vedem aici. Saraiu, nu trola. Stați așa. Am crezut că m-am dat pe mult pe live și nu mă mai auziți. Bună, bună, Valentin! Salut, salut! De ce te-ai atacat așa? Cu cine vorbești? Cu mine sau cu Adina? A, cu Adina. Bă, Adina, dar te rog frumos, nu-ți mai consuma energia să-i explici anumite chestii, că n-are rost. E deep? La mine aici sau e mai fac? Haideți, băieți! Rondă de... Mamă, bravo, Narci! Nici n-am apucat să comentez! N-am mai avut timp de reacție. Ți-am dat drumul, Gabriele, hai în spate. Counter Strike Pro? Mamă, m-ai găsit. Deci m-ai găsit. Da. Nu înțeleg cum de nu sunt la Narcis. Bună seara, mea de treabă. Da, George, welcome, George. Che pasa? Mi-am pierdut spawn-ul aici. S-a băgat rampă. Nu știu. Cine plac, cum uite? Cred că s-a băgat. Palatul, nu? Mort. Tetris deja. Bravo! Aproape Tetris. Cred că rampă, nu știu de unde am avut tot. Da, nu am fost despre palat așa. Cred că este somnic. Cuțeți la mei și dai Hero, că dai euro, mulțumesc din suflet!
Ce-a, deci așa mă sperie alerta asta, deci nu vă exagerez, se aude foarte tare, nu știu cum se aude la voi, dar la mine am căștile la maxi și de dată happy birthday! Mulțumesc din, din suflet, da, Iro, te pom. Mulțumesc din suflet. Ce faci? Mi-am luat Deagle, vai de capul meu. Am dat din greșeală. Ce tastatura ai? Tastatura mea e de la HyperX, nu mai știu exact ce model e, dar ai toate perifericele în, în descriere, dacă vrei să te uiți. Iarăși se bage tare ăsta, cred. Da, la acela. Poți să dai smoke? Am dat smoke. Da, nu, nu-l pic. Palac, rampă. Știu că se aude asta, dar e din cauza microfonului meu. E o rampă, da. Bravo, plus. Mort. Pala, pala. Conector, conector, conector. What the fuck? Ok, ok. Mort, conector. Ok. Avem bomba, rampa. Si tu pala? Am dat smoke. Asta cred că ar trebui să fie rampa, zic eu. Sunt doi. Mă uit către con. A, sunt doi, da. Mai sit. Pare clear. Da, nu știu. Da, să nu fie deep undeva. Moartă, mă știu. Ala, așa să simt palat, și what the fuck. Da, cred că am palat. Să nu lăsa site-ul gol. Unde? Palat. Palat. Băi, e deja site-ul, what the fuck. I-am dat flash? Bravo? I-am dat, i-am dat. Bravo, echipă! Bravo! Noi suntem! De la Joe bea o cafea. La ora asta bei cafea în primul rând și stau pe spate și mă uit pe YouTube. Ma, pe forț. Bei cafeluța, savurezi, te uiți la tine, Melissa, asta zic. Să ai poftă, să ai poftă, George. Eu nu înțeleg chat. Cum voi puteți. Nu spune Gigi, că știi că se poate întoarce oricând acest cor. Cum puteți să beți cafea la ora aceasta și voi să mai și dormiți de vreme? Eu ăla știe să dea numai smoke city, atât așa. Păi, ce vrei? Atâta știe, atâta voi! E unul în mare palat. Rampa, mor. Palat? Bomba, rampa. Bă, dar mai mor. E, minus 73 palat. Ok, ok. Da? Palat, rampa. Da, mă, asta zic. Mamă. Incredibil. Rampă? Bună, bună, cătă, 0, 9. Ce faci, cătă? 1050. Da, să știți, nu vă uitați să vă... Mamă, chat, deci... Deci vine să... Vine să cred că eu trebuie să mă duc să-mi fac duș și după trebuie să mă duc să mă culc. Și acum culmea, nu mai mi-e, nu mai mi-e somn. Bă, eu sunt singura, dragilor, care efectiv la liceu, băi, deci nu mai pot de somn. Îmi vine să adorm pe banca aia, să o iau în brațe să mă culc. Și când ajung acasă, dacă mă joc, am trebuie să fac live. Deci mare energie ce am, jur. La mulți ani, bine. Mulțumesc mult de tot, Airo. Mulțumesc mult. Aprecie și donația și, și urarea. Mulțumesc din tot sufletul. Hai, cu minte, puiu, că e greu. Ce faci de Airo? Ești de mult aici la noi în comunitate că nu, nu te-am mai văzut. Cred că la B. Așa presimt eu intuiția mea. Nice, Narcis. La B. Te rotesc? Balaton. Mă, ăla era abs? Unul singur era abs. Și l-ai bătut? Da. Mamă. Insane. Bau și la mulți ani. Mulțumesc frumos, Renix, te pof. Ce faci, Renix? Ma, deci poza lui Renix îmi pare foarte, foarte cunoscută. Ai mai fost pe aici, pe la noi, Renix? Direct, pe mid. Shorte. Mamă, pe mid. Deci, fac. E clar. Eu mereu așa mă joc, mint. Da, acum am văzut, acum am văzut, Alex. Mă uit, răspund la toate mesajele, dragilor, după, după live, ca să nu... să nu răspund pe live, da, ca bomba, e bomba, aia ce zici? Ce zici, Sara? Hai, la B. Bravo! Nu vă bate să spună.
Mamă, sunt toți acolo, l-am bătut. Hai, hai, s-o dăm. Hai. Încă. Plantează de apse, te rog. Mamă, meciul ăsta trebuia comentat, chat, trebuia comentat. Plantezi de apse? Perfect. Da. Să vină să comenteze cineva acest meci, vă rog. De fapt, ce să mai comenteze? Jungle-ul tău. Ok. Vreau să-l bat. Al meu. Poate vezi că îmi dă acum mare ca asta. Nu mă mai basta, ziciți. Meli, retransfic. Nu mai vine. Pe cum să nu vine, că ultima rândă. Uuuu, nice. Băi, frumos jucat, jur. 9-0, incredibil. A jucat Narcis, vai de mine. Ce meci, domnule, ce meci. Ce meci, mulțumesc de meci, băiți. Mulțumesc și eu, Bopov. O seară faină. Trebuie să fie aici Q-Castor să comenteze. Q-Castor comentează la Nexus, din ce am văzut eu acolo. Bună seară, la mulți ani, Melim, bună, Atrix. Mulțumesc frumos, Atrix, ce faci? Ți-am dat toată 200 de lei, parcă din ce țin minte, nu mai țin minte Rănix, chiar nu mai știu, dar cu siguranță n-aveai numele ăsta. Posibil. Cum ar fi să fie Renix ăsta exută, ceva să te-a cunoscută pe... Nu, what the fuck, nu, n-are treabă. Mă referam că îmi pare cunoscută că am mai fost aici pe chat, nu, de pe Insta sau chestii genul. Mai joc și eu. Stai că nu mi-apar toate... Man, de ce nu mi-apare chat-ul în întregime? Ia să văd. Bun, gata. La mulți ani, Duduie! Mulțumesc, Cuțu! Apreciez când spune Duduie, adică nici nu mă simt bătrână, chat. Primul meci a fost ok. Băi, Narcis, vezi că ai jucat... Și ai jucat fenomenal, adică... Păi era bariera acolo, la... Eu mai muream din când în când, dar... E bine că na. Narcis făcea toată treaba. Eu am numai 17 ani. Mulți înainte, Renix. Lasă că nici 18 nu cred că vrei să ai. Orba aia, toate responsabilitățile pe capul tău. Ar trebui să fiu mândră? De ce? De ce ar trebui să fiu mândră? Alex, o să le citesc pe toate după. Ia stai un pic. Gata. De ce n-avem 300 de like-uri ca asta? De ce n-avem noi acolo 207? Bă, ce are, mă, microfonul ăsta? De ce n-avem 270? Băi, ferească Dumnezeu, se rupe microfonul în două, chat. Stați un pic, stați, păzea, că nu știu dacă ați auzit sunetul ăla, dar ferească Dumnezeu, cred că l-ați auzit, așa-i? Joc mult mai bine de atât când joc constat. Normal, asta e la toată lumea, dragilor. Dacă jucați Counter constat, e normal să aveți o altfel... Să jucați altfel, pardon. Când e pauză... Eu am numai 21. Mulți înainte, Atrix. N-are mai nimic, contează sufletul, cea nu vârsta, că trebuie să ai sufletul acela de copil mereu. Păi acum îți poți spune... Așa. Probleme și la mine după 2 săptămâni. Măi, eu n-am jucat de... Când am făcut live? Sâmbătă. De sâmbătă am jucat 2 vs 2, din ce mi-aduc eu aminte, cu premii. Chat, vreau să mai facem curând. Stai să-mi dau și eu căscuțele un pic jos. Așa, vreau să mai facem curând un turneu de 2 vs 2 sau ceva stil Wingman. Dacă sunteți mai vechi în comunitate, știți despre ce vorbesc. Și acolo era o sumă mai mare de bănuți, nu cum a fost sâmbătă. Nu știu cât am dat, 4 sau 5 euro am dat sâmbătă fiecărui jucător care a câștigat. Și aș vrea să fie un premiu mai mare acolo, dar urmează luna viitoare, cred. Ai pe cineva pe aici mai bătrân de 28? Nu cred, George, nu cred. Sarai cu care am jucat, cred, dar nu cred că are 28, nu are mai... N-are mai sus de 28. Dar și eu like acum că tot ai zis, vezi de ce contează să spui să dea lumea like? Contează foarte, foarte mult. Uite, Uțu atunci. Eu am 25. Mulți înainte, dragilor. Fac 30 în mai, nu pot să cred. La mulți ani, doamne, mulți înainte. Nu mai pot, chat, am vorbit. Deci de la 7 până acum sunt 2 ore jumate, așa-i? Băi, eu am vorbit 2 ore jumate. Nu chiar 2 ore jumate. Hai că m-am jucat 2 meciuri de Counter. 2 ore și 20 de minute în continuu. Deci 2 ore și 40 de minute eu am vorbit în continuu.
Am crezut că ai zis cuțu, nu uțu. Nu, am spus uțu. Și am 18, vai de mine. Nu am permis Renix. O să dau luna viitoare, cum îi zice, sala. Sala dau luna viitoare. Ultimul meci lejer, mai joci unul? Nu cred, George, că nu mai pot. Mulțumesc, Liviu, urma să fac eu. Nu mai pot să joc, nu mai pot să joc, dragilor. Dacă mai vezi, mai stăm puțin, mai vorbim puțin. După asta mă duc, îmi fac un duș și... La revedere cu mine, mă duc în pat. Așa stylish te îmbraci tot timpul. Nu consider că mă îmbrac stylish, what the fuck. Dar, într-adevăr, sunt atentă cum mă îmbrac, adică încerc să potrivesc cât de cât chestiile, cât de cât. Am și zile în care, bă, tot ce vreau e să-mi iau un hanorac și niște blugi, oricare ar fi, mai ales dimineața aceea, deci eu plec la ora 7 dimineața la liceu. Bă, e un frig, deci ferească Dumnezeu. Bă, deci e gerul bobotezei, când te întorci e cald, eu chiar nu mai înțeleg. Bă, ce fură Liviu, Liviu e cel mai activ aici pe chat. La mulți ani venit, mulțumesc și eu, mulțumesc încă o dată, te pup. Te pup, Ciong, ce faci? Eu mă bag în pat, am mai jucat doar așa un meci de plăcere cu tine, am plăcut, Narcis. Mulțumesc de donații și că ai jucat cu noi și că ai fost aici pe stream, te pup. 1280 pe 960, dacă nu mă înșel, nici nu mai știu ce rezoluție am. Stai că mă uit acum ca să zic sigur. Pam, 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 setări. Game. Video. Da, 1280 pe 960. Asta este rezoluția. Dar oricum aveți, băi, aveți toate, toate perifericele, componentele, detaliile în descrierea mea. Deci, it's ok. Ia să vedem aici, bam, bam. Uitați aici, bam. Deci, aici jos sunt absolut toate chestiile. Mamă, de când am descrierea asta, ferească Dumnezeu, o am de când m-am apucat de live-uri, ar trebui să o schimb și eu, zic, doar zic. Data viitoare sper să nu apuc să dau, vă vreau activ. Ce drăguț, ce drăguț, Liviu. Da, măi, te pup, dulce o seară bună și frumoasă, ai în continuare grijă de tine, succes în tot ceea ce faci, te susțin în tot ceea ce faci și îți doresc tot binele din lume și toate cele bune. La mulți ani încă o dată, seară frumoasă. Doamne, Alexandru, deci niște mesaje atât de frumoase și înainte de stream, mulțumesc din suflet, băi, te pup și mulțumesc mult. Seară bună, dai rog încă 2 euro. Băi, deci pe mine încă mă sperie donația asta și unul. Dizneau de atât de tare, cred că s-a auzit și pe microfon. Mulțumesc din suflet, Airo, pentru donații. Apreciez. Guys, repet, o să vă las și eu, ia să vedem. Avem și noi oameni care sunt live aici, să dăm și noi un mic right. Dar nu mai suntem atât de mulți. Hai că am deschis, băi, am deschis la file de mă doare capul. Aici, ia să vedem. Live CSGO. Ia să vedem. Scuză-mă pe mine. Ia uite chat, eram aici. Mamă, a treia cu live. Mamă, incredibil chat. Vă mulțumesc mult de tot. Cineva mai micuț aici. Pam, pam. Mergem la Cloud Chat. Haideți la Cloud Chat. Haideți să-i facem și lui seara frumoasă. Băi, vă mulțumesc din suflet pentru toate, efectiv pentru toate donațiile, toate like-urile, că am făcut 270, toate urările. Deci n-am primit atâtea urări și atât de frumoase urările astea, efectiv, niciodată. Deci vă mulțumesc mult de tot, dragilor. Vă iubesc din suflet și mă bucur că am ajuns la vârsta de 18 ani și voi sunteți aici și faceți parte din comunitatea mea și din viața mea oarecum. Mulțumesc. Mulțumesc mult de tot și ne vedem, cred că vineri ne vedem, nu reușesc vineri, cred că de sâmbătă, ori joi, ori sâmbătă, dar nu uitați de follow pe Instagram, căci eu mereu postez acolo, ne vedem cu ceva mai mișto. Vă pup, vă iubesc, seara faină în continuare, succes mâine, haideți aici la Clau cu un ride by Tiny Melissa, să-l facem și pe el fericit în această seară, dacă tot m-ați făcut pe mine, mergeți acolo, spamați, dați like, subscribe, toate cele, vă pup, vă iubesc, seara faină!